fermă, s-a spart aici și zice pielea, așa cum este. Deci, ele cresc. Acești crovanți reprezintă... Deci nu-i trecerea, nu e nimic, e piatră-piatră, ca să înțeleagă că trebuie scrietător. Deci sunt pietre vii, care reprezintă trecerea... Da, o energie fantastică. Da, o energie fantastică. Reprezintă trecerea de la regnul mineral la regnul vegetal. Deci este prima formă de trecere a lor. Și prima dată i-am descoperit acest lucru când am fost la Costești, fiindcă mă duceam la Socri, la Polovraci și opream de foarte multe ori la Costești, la o carieră unde acolo sunt niște trovanți foarte mari. Uite, n-am știut că veneam cu niște fotografii cu tot felul de trovanți mari care reprezentau și o femeie și alte forme aveau, da, forme deosebite și acolo se vedea perfect epiderma lor. Același măsurători, exact cum este la craniu, da, același măsurători l-am făcut și la mumiile. Am fost la muzeul din Franța, la Louvre, și acolo am măsurat mumiile. Sunt trei sarcofage cu mumii. Și acolo tot așa am descoperit că mai există și alte corpuri, nu numai corpul fizic al și mai au și alte câmpuri. Deci este important să știm că dacă aveți ocazia să vă procurați niște trovanți, aceste ființe vă ajută mai bine decât un cristal pe care l-ați avea. Și fiindcă a venit vorba, până la sfârșitul emisiunii vreau să vă fac un cadou. V-aș ruga să puneți lângă ecranul televizorului, să puneți un cristal care să fie așa, cam așa să aibă mărimea asta, deci cam așa să aibă mărimea asta, care să fie pentru voi, să reprezintă pentru voi piatra recunoștinței, cine a văzut filmul Secretul, și un cristal, dacă mai aveți, așa de mărimea unui ou, nu contează forma, dar să aibă volumul unui ou, și la acesta, deci două cristale să puneți, fiindcă o să le energizezi și o să rămână, deci o să emită permanent energie. Deci o să fie donatoare de energie. De asemenea, o sticlă cu apă, să puneți, da? O sticlă cu apă și alimente pe care vreți să le să le energizați, fiindcă florile astea, Viorel mi-a arătat o sticlă de bere și bere, nu, dacă vreți nu, să puneți. Nu, deci este pahar. Deci este pahar. Aici este cafea. Nu. Nu contează. A, adică poate să fie și o sticlă de bere. A, poate să fie și o sticlă, da, poate să fie, da, am înțeles. Am înțeles. Da. Deci, ca să știți, o să beneficiați de treaba asta, fiindcă... În 5 minute ce mai putem discuta până la... Hai să începem cu primul cristal. Deci vreau să adaug la ceea ce bere a spus. Uite, mai arăt ceva, asta nu ți-am arătat. Da, asta este extraordinară. Un geas roșu cu un... Geadul roșu și celălalt verde, care ți-am spus da. Bine. Da, ăsta de la emisiunea trecută. Ăsta are în permanență, nu lipsesc. Iar celălalt, uitați-vă, dacă nu erau purtate, nu... Da, arată-le la... Da. Nu pot să mă despart. Uitați așa. Vreau să spun că la mine, deci, la mine fiecare membru are câte un... Deci v-aș așa, ăsta, vedeți, de culoare roșie, două de fapt e vișinie. Două talismane care au și la uite, ține-le așa, te rog, ca să le măsori și lor câmpurile. Da. Gata. Așa nu mai bine până... Deci îl măsor pe ăsta roșu întâi. Cel roșu mai puternic. Uite ce putere are. Deci foarte puternic e cel roșu. Îl simt. Ăsta are și ăsta de corpuri foarte mici. Foarte mici alte. Așa și ăsta la altul. Ăsta este la fel ca acest cristal alb. Deci ăsta verde. Acest cristal pe care îl... Da. De aceasta de o protecție, este de o dublă protecție, este cu dragonul, da. Față dublă, da? Deci e un gead roșu foarte puternic. Ce semnificație are roșu și verde, știți cumva? La gead? Da, nu. Da. Deci cel verde este în special pentru partea emoțională, pentru anahata, pentru stările sufletești. Cel roșu curăță fantastic sângele și muladara. Pentru muladara. Deci pentru bazala, pentru chakra de bază a piramidei noastre energetice, a corpului nostru. Deci e baza
pământirea noastră, deci fundament, da, cel roșu. Deci tu acum care este? Da, acum da, iau înapoi, da. Deci care este rolul? Nu, că nu ți-l confisc. Știu. Nu ți-l confisc. Continuați. Deci rolul, deci faci bine că îl porți pe la roșu la tine, fiindcă tu, lucrând cu foarte multă lume, te consumă, deci fură de la tine energie și ăsta te protejează. Te încarcă. Nu lasă te încarcă nimic în lume. Da, nu poți să știi. Nimeni nu cunoști legea? Nu poți să știi. Gata, pa. Bun, n-ai cum să știi. Urmează promo, după care continuăm. Deci promo sunt astea scrizători. Urmăriți emisiunea Articolul 30 în fiecare luni, marți, miercuri și vineri de la orele 20 la orele 22 pentru ca împreună cu noi să încercăm să-i convingem pe toți cei ce se consideră puternici că nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege în România. Talent, știi să cânti sau să dansezi, ești un mit actor, vino să ne arăți în fiecare duminică de la 10:30 la Harry și Ioana, emisiunea care face un show pe cinste. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Am revenit, stimați spectatori, am citit mesajele dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru mesaje. Pe parcursul emisiunii o să încercăm să le... Uite, să închid acum, gata, l-am închis. Bun. Da. Ai cuvântul, domnișoara, sau pardon, doamna... Bunica. Mama e bunica, cum vrei, da. Te-ai supărat pe mine? Vai de mine, cum să mă supăr. Dar nu. Putem noi să fim supărați vreodată? Nu cred. Deci continuăm. După ce în emisiunea trecută am discutat și am văzut cum putem să folosim aceste cristale, adică să le curățăm, să le energizăm, să putem să le utilizăm, să le putem folosi, într-adevăr. Avem un telefon? O secundă. Alo? Una secundă. Alo? Da? Alo? Alo? Bună seara! Bună seara! Sunteți în direct.
Bună seara, domnul Viorel Popa. Mă bucur că am putut să vă prind la... Doamna Renate, da? Direct. Sau domnișoara? Da. Cum doriți, tot una. Vă salut, deci, din depărtări și ascult cu foarte mare interes emisiunile noastre încă de la început. Da. Bună seara invitațiilor dumneavoastră. Bună seara. Și tuturor celor din România care astăzi sărbătoresc Sfintele Paști. Sfintele Paști, da. Sărbători fericite. Interesantă este întrebarea dumneavoastră în ceea ce privește faptul că să-i repezi sau nu pe cei interlocutori, pe interlocutorii dumneavoastră. Pe unii. Nu că îi repezim, așa. Adică puțin, vorbim puțin mai rece, mai dur, așa, nu. Suntem mai duri. Deci, ce vreau să vă spun? În momentul în care dumneavoastră vedeți ceva la acele persoane, aveți dreptul sau nu să le spuneți ceva? Corect. Nu aveți dreptul să le spuneți și atunci dumneavoastră cum puteți să-l conștientizați pe acel om că el are o problemă? Să-l trezești la realitate. Corect, îl trezești la realitate. Dar părintele, când copilul face o greșeală, ce face? Îl pupă. Da, cum? Eu cred că nu-l pupă, ci îl ceartă. De la ceartă cu mare iubire. Așa. Dar cineva își pune întrebarea, oare de ce acest om m-a certat pe mine? Cam uită. Nu cred că își pune întrebarea. Nu își pune întrebarea. Cam uită să-și pună întrebarea. Dar de ce uită să-și pună această întrebare? Pentru că fiecare atunci când este bolnav, crede că merită să fie sănătos sau să-și cumpere sănătatea sau să o primească drept locon. Eu cred că nu. Deci unii consideră că li se cuvine totul. Nu li se cuvine, dar să știți că am întâlnit bolnavi care vor să fie bolnavi ca să primească atenția noastră, să primească cadouri, să primească, vai, chiar și mila noastră. Ai dreptate. Ai dreptate, fiindcă, uite, am întâlnit persoane care se simt mari singuratice. Și atunci încearcă ca să atragă atenția imaginându-și că au tot felul de boli și a devenit chiar specialiști în aceste boli. Că, de exemplu, eu dacă mă duc și mă laud la cineva, vai ce sănătos, ce bine și ce fericit sunt, pot să trezesc niște invidii. Dar dacă mă vai, taule, mă doare ficatul, mă doare capul, nu mai pot, am niște migrene, atunci trezesc compasiuni. Și găsesc întotdeauna să stau de vorbă cu cineva, fiindcă de boli întotdeauna, pentru boli găsim întotdeauna interlocutări. Domnișoară Renate, după aveți dreptate. Glasul dumneavoastră aveți o inimă, cred că nu cap în studioul ăsta. Mulțumesc frumos! Dar să știți că sunt bunica. Cum? Bunica? Sunt bunica. Ești o mamaie sau bunica? Bunica. Care e diferența dintre bunică, mamaie și babă? Bine, bunica este așa, se spune la noi. Bunica e din partea soțului și mamaie este de la partea soției. Da, de la mamă. De la mamă, da, așa. Spuneți. Ce vreau să vă mai spun? Am întâlnit foarte mulți oameni care spuneau, e greu pentru că acești oameni care își doresc mila noastră pornesc de la o idee falsă asupra sănătății. În momentul în care o persoană este bolnavă, uită că a încălcat anumite legi divine. Dumnezeu ne iubește așa cum suntem. Dacă îl poate iubi pe tâlharul de pe cruce, de ce nu mă poate iubi și pe mine care sunt bolnav? Dar eu uit că am încălcat anumite legi divine. Încălcând legea divină, survine boala. Dar tot eu sunt cea care doresc cadou. Oare sănătatea este cadou? Sau trebuie să o merit?
Mulțumim, îmi conștientizează să-i mulțumească Bunului Dumnezeu pentru de să-i aducă măcar așa un gram de mulțumire. Doamne, îți mulțumesc, Doamne, că mă ții sănătos, că sunt apt de muncă sau sunt apt să mențin sau să întrețin familia. Mulți nu realizează lucrul acesta. Sunteți de acord cu mine? Da, sunt de acord cu mine. Deci vin foarte mult la clar viziune. Zim și mie de soartă, zim și mie de afaceri, zim și mie de aia altă, dar am probleme. Deci au trecut pe partea materială, pe partea afacerilor, pe partea business-ului. Uită efectiv că și-au pierdut o parte din suflet. Încet, încet își pierde. El nu conștientizează lucrul acesta și omul vine speriat. Domne, mă apropii de faliment. Domne, sunt disperat. Domne, de ce nu merge aia? Dar ajutați-mă, dar... Și vor tot lucrul. Deci, dacă îl sfătui, îl îndrum, du-te la un preot, du-te la biserică, du-te, rogă-te mai mult, fă o sfeștanie, fă o sfințire a casei, fă un lucru. Te poate ajuta și preotul, te poate ajuta și medicul, toată lumea te poate ajuta. Dar trebuie să ai tu puțină, măcar puțină, un gram de voință, să pui în practică, să ceri totuși sprijin de acolo, vă rog frumos, ajutați-mă sau îndrumați-mă. Asta este. Păi interesează, nu, cum să meargă afacerea mai departe. Asta am întâlnit foarte multe cazuri și vă spun cu cea mai mare sinceritate. Renate, apropo de... Omul se depărtează de fapt de esența sa divină. Și la un moment dat... Uite menirea lui pe pământ. De menirea lui, exact. Pentru evoluție spirituală este normal, nu? Pentru că asta este esența lui divină, să trecem pe aici pentru înălțarea noastră spirituală. Dar el practic se afundă numai în realizări materiale. Doamna Renate, încă o întrebare, o secundă, încă o întrebare, în legătură cu problema care am pus-o cu acele aparate de biorezonanță, sunteți de acord cu mine sau nu? Am greșit cu ceva sau nu? Nu ai greșit, pot să vă spun că eu am fost la un asemenea cabinet medical care are aparate de multirezonanță, nu biorezonanță. Nu știu cum se numește, sincer, de aia am spus că e biorezonanță sau persoana așa să spun. Depinde, deci așa cum a spus invitatul dumneavoastră, domnul Bebe Stratulat, trebuie să fie operatorul, deci cel care... Și eu am spus chestia asta, depinde cine citește. Sau... Da. Deci acela trebuie să fie foarte conștient ce îi spune omului. Pentru că aceste aparate, așa cum a spus foarte bine anterior, trebuie să cunoști foarte bine aparatul ca să poți să-ți permiți să faci o diagnosticare. Aceste aparate doar culeg această informația. Unde avem blocajul, blocajul respectiv energetic. Indiferent că este blocaj, că sunt paraziți, că sunt măsurători care se pot face, nu numai la nivel de celulă, la nivel de nanocelulă, se pot face măsurători la nivel de fractal de celulă, depinde de calitatea și de performanța aparatului. Traductoarelor. Văd că doamna Renate este pe felic. Nu mă supărați, dar această biorezonanță a plecat din Germania. Okay, da. Dr. Foll a fost cel care a inventat aceste aparate. Că alte țări, cum este Rusia, le-a putut da o mai mare... Putere, o mai au cercetat, au investigat tehnologia foarte înaintată pe care ei o au aplicat-o în aceste tipuri de aparatură. Este cu totul și cu totul altceva, dar din Germania a pornit. A treia întrebare, invitații mei, ce părere aveți despre ei? Sunt minunat. În cadru. Nu, ce am în mână? De trovanții tăi. Da. Tot ceea ce Dumnezeu face, tot are suflet, tot are viață. Așa. Chiar și o piatră are viață. Și să știți că o piatră pe mine m-a învățat ce înseamnă iubirea. Da. Renate, eu aș vrea să revin la treaba aceea cu cadou pe care ne face Dumnezeu, cu sănătatea. Deci, de fapt, Dumnezeu ne face cadou la naștere această sănătate, numai că pe parcursul creșterii noastre, mulți dintre noi pierd acest cadou. Îl pierd și de aceea comit aceste greșeli peste greșeli. Dar fiindcă tu ești o ființă deosebită, vreau să-ți fac și eu un cadou. Mulțumesc. O poezie. O secundă. Alte probleme? Domnișoara, pentru mine ești veșnic tânără, domnișoara mea. Mulțumesc. Ai o voce de copil, sincer îți spun. Da, mi-au spus multe lume acest lucru, dar eu cred că astrologia medicală ne poate spune multe lucruri despre potențialul cu care noi venim la naștere.
Da, Dumnezeu pune în noi un potențial. Depinde de program și care citește programul. Dar la noi la naștere venim cu un anumit potențial și cu anumită, cum să vă spun eu? Informație? Lecții de învățat. Avem lecții de învățat, foarte multe lecții de învățat. Iar atunci când nu ne învățăm lecțiile, survine boala. Deci atunci când tu, Viorel, poți să îl cerți pe un om, bucuroasă aș fi ca acel om să te întrebe, dar bine, de ce mă certați? Dar n-am certat pe nimeni, eu vreau să nu le zice pe cineva. Nu e vorba de ceartă, e vorba de ceartă între ghilimele. Le atrage atenția într-un fel mai apăsat. Dar bine ar fi ca cineva să te întrebe de ce faci acest lucru și să-ți mulțumească pentru acest lucru. Știi unde am întâlnit lucrul acesta? La Oradea. A ieșit cineva plângând, mi-a spus niște chestii, dar am fost puțin cam dur. Și a stat puțin și a meditat, zice... Spunea la ceilalți, vouă ce v-a spus? Păi mie, așa, așa, așa. Și pe urmă vine după 2 luni de zile, a conștientizat și a venit la mine, ce nu vă supărați. Acum 2 luni de zile am venit la dumneavoastră, am ieșit plângând, am fost puțin mai emotiv echipurile și am început să plâng. Zic, bine, mă bucur. Dar v-ați liniștit prin acel plâns sau lacrimă care vă stată pe obraz? Zice, țin să vă mulțumesc din suflet că am conștientizat exact unde am greșit. Sunt total schimbat. Într-adevăr, persoana respectivă era total schimbată. M-aș bucura ca toată lumea să poată să se întâmple acest lucru. Iar dacă greșesc vreodată, te rog frumos să mă cerți. Pe tine? Da. Uite, chiar în seara asta te cert. Când aș putea să-ți fac o invitație? Când ai drumul în România să-ți fac o invitație la o emisiune? Să avem o dezbatere așa... Nu cu temă. La noi niciodată nu se termină temele astea. Începem o temă și dăm în altă temă și tot așa nu terminăm niciodată lecția asta a vieții. Sunt foarte ocupată și timpul meu chiar este foarte, foarte drămuit. Poate prin luna mai? Nu promit. Poate prin luna mai așteptăm puțin? Nu promit. Ok, mulțumesc foarte mult pentru... Păi stai să nu, da. Deci am... Urmărești acum emisiunea, Renate? Da, urmărești. Mai stai puțin, da? Poți să stai. Mai bine la telefon. Ok, bun. Poți deci, să... ești din Ardeleancă? Da. După accent? Da, după accent, da. De unde? De la Poalele Munților Zărandului. Zărandului, țara Zărandului, bă, ce frumoasă e. Da, eu sunt, m-am născut în Șirie. Acolo sunt foarte mulți nemți. Mhm, da. Uite, vreau să-ți fac cadou această poezie care este, se încadrează în contextul subiectelor pe care tu le-ai atins. Mulțumesc. E vorba despre, poezia se numește Dumnezeu. Și autorul este Brian Ork, care este un instructor de tehnică, a fost un instructor de tehnică radiantă. Poezia începe așa. Deci se numește Dumnezeu. Dumnezeu, înainte de a-și trimite copiii pe pământ, îi dă fiecăruia dintre ei un pachet foarte atent selecționat de probleme. Acestea, promite-l zâmbind, sunt exclusiv ale tale. Nimeni altcineva nu poate avea binecuvântările pe care aceste probleme ți le vor aduce ție. Și numai tu ai talentele și abilitățile speciale ce vor fi necesare pentru a face din aceste probleme servitorii tăi. Acum, du-te jos spre nașterea ta și spre completa ta uitare. Să știi că te iubesc fără măsură. Aceste probleme pe care ți le dau sunt simbolul acestei iubiri. Monumentul pe care îl faci din viața ta, cu ajutorul problemelor tale, vor fi simbolul iubirii tale pentru mine, Tatăl tău. Îți doresc, Hristos a înviat. Adevărat, a înviat. Cred că răspunde foarte bine la problemele pe care noi le-am discutat. Bine. Cu cadoul, în legătură cu cadoul pe care ne-l face Dumnezeu cu sănătatea, nu? Noi trebuie să le rezolvăm în viața asta, fiindcă de-aia am venit pe pământ, ne-am născut pe pământ ca să evoluăm spiritual. Asta este misiunea noastră. Corect. Vă mulțumim frumos. Vă urez o emisiune plăcută în continuare și Doamne ajută să ne vedem cu bine. Să rămână, Doamne ajută. Mulțumim că ai intrat pe... Bun, vă rog frumos.
Continuați. Adică... Acum să intru și eu. Că te-ai obosit. Da. Deci, scuze-mă că am pus... Eu din momentul de față nu vă mai întrerup, vă las să studiați problema cu cristaloterapia. Era vorba că... Cred că telespectatorii noștri care au urmărit și emisiunea trecută au înțeles și au ajuns la punctul cum să poată folosi un cristal. Deci, am amintit și am spus cum le curățăm, cum le pregătim, cum le încărcăm energetic, cum le programăm. Am repetat puțin și am amintit această treabă pentru că vreau să expun acum ce putem realiza cu ajutorul cristalului și cum le folosim. Normal. În primul rând, aș dori să și să arătăm chiar, uitați aici un pahar de apă, cum producem un elixir. Un elixir. Avem un cristal pe care, de fapt, l-am curățat, l-am energizat și îl programez ca această apă să-mi fie benefică ca terapie pentru echilibrarea stării de sănătate. Și atunci, în acest pahar cu apă, acest cristal pur curat, programat, îl voi introduce în acest pahar de apă, îl voi ține dimineața cel puțin 3 ore la razele frumoase ale soarelui îmbietor, pe un pervaz de geam sau balcon, și așa cum știm că razele soarelui trece prin acest fluid, prin acest lichid, apa, împreună cu emisia, vibrație a cristalului, moleculele respectivului lichid își vor schimba structura și așezarea în conformitate cu ceea ce imprimă energia cristalului nostru și atunci, practic, vom obține acel lichid elixir. Dar o să apară gurile rele care o să spună așa: ai dezinfectat cumva cristalul ca să-l bagi în apă? Întâi l-am dezinfectat, l-am programat, l-am curățat, deci am trecut prin toate operațiile respective, nici nu putem discuta altfel. Așa. Chiar și vasul respectiv. Păi nu, apa e... numai vasul de sticlă, deci nu folosim altceva. Deci trebuie neapărat, pentru că nici de plastic, de nici să fie transparent ca să treacă razele soarelui. Metal, da, deci trebuie să fie transparent. După obținerea acestui lichid, acestui elixir, să nu cumva să bem ca apa după aceea. Noi îl folosim doar de ordinul picăturilor, între 5 și 7. Deci e ca medicament. E ca un medicament. Un medicament, câteva picături, între 5-7 picături, exact cum iau un produs homeopat. Da. Îl putem lua, deci, așa cum luăm un produs homeopat, îl ținem puțin sub limbă și îl înghețim, sau pur și simplu punem 5-6 picături în 50 de mililitri de apă și atunci îl înghețim. Ca gheazma. Exact. Mai departe, acest elixir se poate păstra în timp. Dar ca să păstrăm în timp, este indicat să facem jumătate-jumătate cu alcool de 35-40 de grade. Și atunci îl punem în sticle mici, închise la culoare, așa cum este orice medicament, ca să păstrăm vibrația și chiar uneori și vibrația culorii pe care o imprimă cristalul respectiv și putem să consumăm în timp. Orice tratament se face cam 2 săptămâni, între 5-7 picături, se face după aceea pauză și se mai poate continua încă 2 săptămâni. După aceea întrerupe, pentru că deja considerăm reechilibrată, deci practic structura noastră. Da, eu spun întrebare. De ce se pune alcool? De ce se pune alcool? Pentru că alcoolul împreună cu acest lichid, așa am găsit în multe cărți. Da, dar uite, deci am citit un material care spune următorul lucru. Deci se spune că alcoolul în apă, deci nu în cantități mari, alcoolul în apă scade tensiunea superficială a apei.
Deci, ca să apa să poată intra în celula vie, ea trebuie să aibă un anumită tensiune superficială. Dacă tensiunea este prea crescută, atunci apa ca o bem de pomană. Deci o bem, da, nu intră în celulă, da. nu străbate prin pereții celulei și nu transportă substanța vitală în celulă. Și atunci se pune alcoolul acesta, deci substanțele care se fac în sticluțele acelea, da? Deci scade tensiunea superficială a apei, îmbogățește apa cu substanțele respective, da, care au fost imprimate acolo, și atunci ele intră prin pereții celule și își fac datoria. Da, de fapt, asigură mai mare permeabilitate. Asta este. Și adică s-a pus întrebarea, ca să înțeleagă, să lămurim o problemă, ca să înțeleagă telespectatorii, de ce se fac soluțiile hidroalcoolice cu plante și tot felul, fiindcă ele diluate, grăbesc permeabilitatea în celulele organismului. Da, scade tensiunea superficială. Tensiunea superficială a lichidului respectiv, a apei respective. Da. Deci iată cum puteți să obțineți un medicament care să-l aveți în casă și să-l folosiți când este necesar. Gratuit. Și gratuit. Și gratuit, da. Da. De asemenea, purificarea apei de băut. Da. Deci asigurăm o altă calitate, dacă vreți, a apei. Noi suntem, nu, un corp de apă, 70%. 70-80% depinde de vârstă. Exact. Și atunci, practic, ceea ce bem, acea sănătate avem. De multe ori, multe blocaje vin și din acest lichid pe care îl bem cu multe impurități. Și dacă vreți să verificați, luați apa de la chiuvetă într-o sticlă și se decanteze, și se înghețați-o și după aceea lăsați-o să dezghețe la temperatura camerei și vedeți ce se depune. Este de fapt și aceasta o metodă de purificare și verificare de fapt la gudroane, să zic așa, la impuritățile pe care le conține apa obișnuită pe care noi cristalizează serurile sau și gătim din ea. Da. Deci, în cazul nostru, cu cristale, putem să, la fel, după ce purificăm, după ce energizăm, după ce bine distilăm, dacă vreți așa, suprafața și să nu avem probleme cu cristalul respectiv, cu arțul respectiv, putem, la fel, într-un vas mai mare, să ne putem purifica apa pe care o consumăm. Vedeți că acea apă putem să o folosim când suntem în tratament cu alte medicamente, mai ales cele cu extracte naturale, grăbește, cum să spun, eficiența. Grăbește eficiența pentru că asigură, într-adevăr, și mai mare permeabilitate și mai mare, cum să spun, osmozare, dizolvare a respective substanțe în organismul nostru. Ce mai putem face cu aceste ființe vii care sunt atât de puternice și de drăgălașe și care ne atrag în fiecare clipă și care ne îmbie să vorbim, să ne apropiem, să vorbim cât mai aproape de limbajul lor, limbajul lor care înseamnă vibrație, iar noi nu putem vorbi decât întâi, mai întâi, dacă ne acordăm cu cristalul. Da, și văd că... Dar văd că aceste cristale care tu le-ai pus pe masă sunt îndreptate către camera de luat vederi, ca să energia pe care el o mână să beneficieze telespectatorii noștri. Bineînțeles, exact. Da. Mulți după emisiunea care am avut, o emisiunea trecută, ne-au spus că au simțit la urmă energia acelui cristal mare pe care tu l-ai adus și respectiv celelalte. Da, cei care au percepții deosebite. Au simțit puternic această energie binefăcătoare, pentru că acest gând de curat, de însănătoșire, de bucurie, de ajutorare, l-au simțit și, într-adevăr, în biostructura lor o stare de bine. Așa, spuneam că trebuie să ne acordăm cu cristalul. De multe ori, curiozitatea unor oameni, când intră într-un cabinet și văd cristale, zice, da, doresc și eu, văd, vreau și eu. Și, din pură curiozitate, la celelalte, deci, le ofer unde am mai multe cristale, deci, practic, dacă nu le folosesc în ziua respectivă și îmi permit să le murdăresc în ghilimele,
le dau din curiozitate. Dar zice, uite, l-am ținut în mână un sfert de oră și n-am simțit nimica. Păi normal, aparent, deci nu simți nimica. Deci trebuie mai întâi să ne acordăm cu cristalul. Ce înseamnă? Înseamnă să eliberăm mintea, să ne calmăm mentalul și să ascultăm și să percepem vibrațiile acestei ființe vii, care este cristalul. Când am intrat și rezonăm cu cristalul respectiv, atunci, într-adevăr, spunem noi că am făcut acordaj, da? Acordarea noastră la vibrațiile cristalului. Intrăm în rezonanță cu el. Acordajul înseamnă că intrăm în rezonanță cu el. Da. Și atunci îi vom simți și acele reacții pe care le putem avea, furnicături, vibrații, o amorțeală, poate într-un anumit deget sau mână. Deci îi simțim energia respectivului cristal. Cristale au o importanță deosebită și, dacă vreți, un coleg de-al meu de la Iași, mai îi ziceam paradox la facultate, el tot era pe invers și, într-adevăr, era și foarte inventiv și a pus la carburatorul mașinii, numai puțin, am pe aici, un cristal cam așa, mai mult de 5 cm, cam așa, 5-6 cm, un cristal, un cuarț. Da? Și vedeți ce a obținut. Deci el protejat și legat de carburatorul mașinii, prin vibrațiile pe care le emană, a observat că consumă mai puțin, între 18-20. Deci o bună pulverizare a, exact, amestecului carburat. Da. Da. Mai consumă mai puțin cu 18-20%. Deci faceți-vă rost de cristale și puneți-le la carburator, da, cei care aveți mașină. Deci este indicat, dacă cine vrea să încerce acest lucru, cam între 5-8 cm putem să folosim în așa ocazie, în asemenea situație. Deci, iată și câte multe alte întrebări. Nu mai vorbesc că toată informatica de astăzi, nu? Sunt cristale acestea cu siliciu, care, de fapt, au pătruns în tot ceea ce omul comunică astăzi. Nu există aparat să nu existe acest cristal cu arț, siliciu, introdus acolo, într-un volum atât de mic, o informație foarte, foarte multă. Deci au o importanță extraordinară și economică, și de binefacere a sănătății, și decorativ estetic, pentru că ședința trecută, deci lecția trecută, a fost mai mult despre, și multe întrebări, despre folosirea lor ca bijuterii. Pentru că celelalte doamne care ne-au întrebat, ne-au întrebat, de fapt, din folosința lor ca brățare, ca inele, coliere, au simțit, într-adevăr, unele, într-adevăr, echilibru pe care l-au adus sau uneori o disfuncție pe care a produs-o. Mi-aduc aminte, dacă da, primul calculator care a fost construit a fost montat într-o clădire de 10 etaje, de pe chipis cam ce spațiu a ocupat și ce performanță avea, slabe. Dar a fost primul calculator și acum am ajuns, nu un calculator, așa un chip mic unde poți să faci milioane de calcule cu viteză foarte mare. Deci tehnologia a avansat foarte mult, da. S-a ajuns la nanotehnologie. Deci da, nanotehnologia a săltat tehnica foarte mult. Da. Aș vrea să mai atrag atenția, dacă folosim aceste cristale în purificarea unor lichide, deci sau în obținerea elixirului, e bine să amintim doar câteva dintre ele, deci ametistul, cuarțurile, deci și cele transparente și cele, să zicem, mai puțin opace sau lăptoase, citrinele, în orice caz să nu conțină, să fie foarte atenți, de pildă realgarul, care este o sare, deci, de stronțiu, nici să pune problema, atenție, deci nu, până când întrebați un specialist, un terapeut în cristaloterapie, nu vă apucați de lucru. Cereți sfatul
vă îndrumă și dumneavoastră puteți să obțineți acasă după aceea, da, toate cele trei. Sunt acum cristale mari din clorură de sodiu, da, din clorură de cupru și astea unii încearcă să le curețe, să le spele și s-au constatat că au rămas cu un cristal mic, s-a dizolvat în apă. Uitați aici, dacă le-am băgat în apă, s-a dizolvat, e clorură de cupru, cristal, vedeți, sigur, cristal, da. E foarte frumos cristalul, extraordinar de frumos, are o structură geometrică extraordinar de interesantă, dar, de exemplu, dacă am umblat cu el, așa am pus mâna pe el, trebuie să mă duc să mă spăl, fiindcă oxidul de cupru este toxic. Știți că înainte țiganii umblau spăitingiri cazane, umblau ca să cositorească cazanele din cupru. Ei, de ce? Fiindcă cazanele din cupru care se folosesc la mâncare, la gătit sau la distilarea țuicii, deci la distilarea băuturilor, fac acest oxid de cupru care este foarte toxic pentru organismul nostru. Și atunci, ca să cuprul să nu intre în contact cu oxidanții care se fac oxidul de cupru, este cositorit. Deci eu, după ce am pus mâna pe el, trebuie să mă spăl. Deci aveți grijă, dacă aveți asemenea cristale, să nu vă apucați să le spălați. Sau... deci se poate curăți foarte bine cu neofalină, cu din asta pentru unghii, acetonă pentru unghii, deci se poate curăța, îndepărta, dar nu în apă. Da? Așa să procedați. Da. Și să vă spălați pe mâini, mai ales dacă lucrați cu oxid de cupru. Și eu aș încerca mai departe să prezint calitățile ametistului, pentru că este un cuarț poate mai des folosit și cu proprietăți mai deosebite, să zicem așa, față de celelalte cuarțuri pe care noi le avem la îndemână, mai ales cele din România. Cuarțul de Baia Mare, de Baia Și în general are folosire, da, pentru toate chakrele. Exact. Deci, da, se poate să folosim la toate chakrele și de aceea aș putea să spun câteva calități pe care ca și această floare, da, de mină. Da, ca și această floare de mină, de fapt este tot un ametist. Un ametist mai voluminos. E floare de mină, dar cu cristale mici. Da. Cristale mici și multe, da, sunt. Aceasta înseamnă că are familia lui, e mai bogată, dacă vreți, și în... ia uite, în radiații. Aici, da, de mine, uite ce aici. Da. Față. E, asta este un laser. Aici este un câmp, un câmp extraordinar. Un câmp, da. Deci, ametistul este specific această rază violetă care este simbolul elevației spirituale și al transcendenței. El, ametistos, din etimologia cuvântului, deci din grecescul ametistos, fără amețeală, fără a nu fi amețit, a nu fi beat. Da. Simplu. Această... Deci dacă mă duc și trag un chef acum și mă îmbăt, pot să iau ametistul, nu să-l folosesc ca să mă trezească? Da, poți să-l iei ametistul să te trezească, dar tot așa, tot ametistul pot să și amețesc cu el. Adică, practic, în ce sens? Că dacă îl folosești prea mult. Dacă îl folosești prea mult, da, poți să-l, pe subiectul respectiv, să-l bagi într-o transă. Da. Da. Dar, deci, el este și vedeți, noastră, dar depinde de durata folosirii lui. Ca și cuțitul. Are două, cuțitul poți să te folosești, dar poți să și tai sau omori pe cineva, exact, nu? Exact. Are două... Dacă... poate ați obosit, avem un telefon. Alo? Bună seara. Bună seara. Domnul Tiberiu, da? Da. Vă ascultăm, domnul Tiberiu. Bună seara dumneavoastră, invitațiilor dumneavoastră, precum și fraților noștri mai mici, pietrele din... Bine ai zis. Vă mulțumesc, bună seara. Cristalele și acele pietre al domnului Viorel Pop. Eu sunt ăla. Care de fapt reprezintă niște frații de ai noștri mai mici. Da, așa e. Și avem același creator. Așa e. Unicul creator. Acest lucru. Da. Ascultăm, domnule. Pe care le aveți și toți sunt frații noștri și de aceea trebuie să ne comportăm ca atare. Ce vreau să vă spun? Am și un dispozitiv din acesta de biorezonanță din Statele Unite, care de fapt e creat de un german, de un neamț. Da, spus, și da. Așa cum a zis Renate, da, înainte, da.
Așa m-a spus, cum a zis Renate. Doamna, domnișoară, dinainte. Da, poate nu, n-am înțeles despre ce firmă era vorba. Nu, nu dăm nume de firme, nu umblăm cu firme. Așa, păi tocmai. Și ce am observat? Deci eu am studiat și calculatoare, sunt un om care folosește calculatoare de vreo 12 ani, la modul profesionist, mai mult partea de hardware și... Domnul Tiberiu, o întrebare adresată dumneavoastră, în legătură cu ce doriți să vorbim, efectiv, să discutăm. Vă ascult. Doream să vă spun că aceste aparate de biorezonanță nu măsoară corpul fizic, absolut deloc. Ele nu intră în contact direct cu partea fizică a corpului. Corect. Ele lucrează așa cum știți și dumneavoastră, noi nu avem doar un corp fizic. Avem un corp energetic, un corp astral, un corp informațional. Da. Iar aceste dispozitive măsoară câmpul informațional, care este foarte departe de cel fizic. De aceea ce spuneați dumneavoastră cu testele de analiză. Domnul Tiberiu, eu nu am nimic cu aparatul. Eu am ce am cu ăla care citește, care programează. Așa. Dar vreau să vă spun... Spuneți-mi dacă am greșit sau nu. Nu ați greșit, absolut deloc. Corect. Bun. Vreau să vă spun că, într-adevăr, analizele medicale trebuie obligatoriu făcute în cazul în care un aparat indică spre o anumită boală, care poate fi gravă, cum ați spus dumneavoastră, leucemie. Adică astea sunt boli care se detectează foarte ușor pe un aparat, pe un dispozitiv medical. Lăsându-te numai pe baza aparatului de bioresonanță, s-ar putea să nu afli mai lucru, s-ar putea să fie o boală care o ai în așteptare. La nivel energetic o ai. Dar nu s-a manifestat în corpul fizic. Deci la noi verdictul, eu care folosesc acest aparat de bioresonanță, am venit să mă dau eu mare rotundă, așa, să produc puțină panică, să te fac puțin așa să tremuri. Domnule, te rog frumos, dăm și mie ce să iau neapărat pentru ceea ce mi-ai dat mie, ce mi-ai dat aici. Mi se pare că ești niște analize, este pe fișă, nu? Pe hârtie, imprimantă, nu? Da. Dă organul, locul, pac, să pe parametri. Și aura, tot. O dă și pe aura și pe Maria Părerință, pe toate trebuie, da. Dispozitivul care l-am eu arată și la nivel psihologic anumite aspecte pe care omul nu le știe. Așa. Sau poate le știe, dar nu le conștientizează, ceea ce este foarte important. Bun. Și, adică, spre exemplu, un atac din ăsta, între ghilimele, geopatologic, poate influența starea de sănătate până la nivel de boală. Dar el nu o manifestă, se duce la cabinetul de analize medicale și nu este nimic. Păi, domnul Tiberiu, eu îți mai dau și un cristal, domnule, n-ai încredere în aparatul meu, ce Dumnezeu, eu vin la matare, gata, băi, Viorele, uite care-i șmecheria. Hai, cu tare, ia și cristalul ăsta, pune-l în frunte, pune-l unde vrei tu, dau un exemplu, schimba, nu dați cadru pe cristalul meu. Da, știu, am auzit și eu de astfel de persoane care vând un anumit gen de produse, alea... Mi-ai spus dacă am greșit sau nu, cum am pus problema în această emisiune. Eu v-am spus că nu ați greșit. Doar faptul că trebuie să urmărim ca aceste aparate să se dezvolte, pentru că să știți că nu întâmplător au apărut în această perioadă și ele trebuie obligatoriu puse în paralel cu și cu tehnica modernă. Nu poate să fie bolnav, dar la nivel informațional sau energetic. Dacă omul se duce la cabinetul medical, are o problemă, doare capul, se duce la cabinet și spune că nu are nimic, asta nu înseamnă că nu are nimic. De aceea un cunoscător, cum a spus dumneavoastră, sau un utilizator al unui aparat de bioresonanță trebuie să aibă foarte multe cunoștințe. Exact. Eu la asta mă refer. Păi mi-a venit o doamnă din Pitești, vrele, am 15 aparate, hai să facem un pol de bani. A rămas bocat. Zic, uite-mă, frate, zic că mi-a dat una în cap. Da, vedeți dumneavoastră că banul a pus stăpânirea peste toată... Păi ce fac, domnule, eu banul, bun, vine Aurica la mine, ai Aurica să-ți facă o biorezonanță. Ți-am pus doi electrozi în aia în cap, doi la picioare, doi unde, nu știu, să mai pună aia pe acolo pe-n buzunare. Voi să văd așa ce figură ai tu, dacă ești puțin pariu de gata, asta intră pe frecvența mea, Aurica treaba e nasoală. Pregătește da, de ce nu ai. Aurica fiind un om simplu, poate să treacă pe latura cealaltă, poate ați auzit cumva de cuvântul ăsta, depresie sau panică, sau nu știu dacă cunoașteți cuvântul ăsta. Cuvintele astea. Faci un atac de panică imediat. Sunt absolventa unei facultăți de psihologie și știu. Opa! Bravo! Deci pe felie. Da.
Bun. Deci ideal ar fi, Tiberiu, ideal ar fi ca, deci noi n-am dat în cap acestor aparate de biorezonanță. Mai mult, noi spunem, noi spunem că ideal ar fi ca fiecare om să aibă cu un aparat acesta la purtător, cu parametrii principali. Știți când a fost chestia? Da, parametrii. Vă spun clar, când au apărut ecografiile. Da. Care mai de care bătaie pe ecografie? Te duceai la unul, îți găsea apendicul de 7 cm, la altul 22 de cm. Nu știi după care să te iei până la urmă, sincer. Bine, deci, acum sunt și acum, am o pacientă care nu are colecistul de 7 ani de zile și un ecograf spune că este bine mersi colecistul la locul său și nu are de 7 ani de zile. Depinde cum o citești, aici de operator. De operator. Deci asta era asta. Dar să știți că la nivel energetic acel colecist poate să existe. Există, energetic este există. Este ceea ce ne ține pe noi în viață. Hai da. Să vă spun și eu ceva. Și o mână amputată. Energetic l-am depistat, l-am văzut că este. Deci dacă ați văzut emisiunile mele, a fost Iulia Postolache. Și o mână amputată sau tăiată de aici, cum se cheamă popular, partea energetică a restului care a fost înlăturat este mai departe pe corpul fizic. Este adevărat sau nu? Este adevărat. Și apar senzații de durere, de reumatismale. Da, o scurtă perioadă de timp, adică după 30 de ani nu mai ai acele senzații. Bun. Asta cât mai rămâne corpul eteric în legătură cu vechiul corp fizic. Altă problemă, domnul Tiberiu? Nu, asta vreau să vă subliniez. Atât vă felicit pentru emisiune, faceți niște emisiuni extraordinare. Oamenii sunt tentați să meargă pe multe drumuri. Cum a spus dumneavoastră, că noi când ne naștem, ne naștem sănătoși. Invitatul dumneavoastră spunea. Poate uneori nu e chiar așa. Unii ne naștem cu anumite probleme de sănătate fizică, mentală. Lucrurile nu au fost egale nici când ne naștem și nici când murim și nici când trăim. Dar depinde de noi să le aducem pe păgașul normal. Deci o vindecarea unei boli să trebuie să respecte niște etape. În primul rând, acea boală când a apărut, noi trebuie să înțelegem cauza care a condus la apariția acestei boli. Blocaj. Și cauza nu o găsim noi în corpul fizic, o găsim în corpurile superioare. Și deci ca să ne putem vindeca, trebuie să apelăm, să mergem până în corpurile superioare, deci să înțelegem cauza și după aceea să nu mai greșim. Deci vindecare asta prin prin înțelegere și schimbare de atitudine. Astea sunt etapele și dacă toți telespectatorii ar ține cont de ceea ce noi recomandăm aici, s-ar produce niște vindecări rapide, așa zis miraculoase. Dar există vindecări. Că, de exemplu, m-am îmbolnăvit deficat mâncând ceea ce nu trebuie. Mâncând sarmale, să zicem, nu? Presupune. Mâncând sarmale, mâncând rântașuri, prăjeli din astea. Și bineînțeles, sau fripturi la grătar. Și m-am îmbolnăvit ficatul. Acum, am înțeles că toate aceste toxine pe care le-am introdus în corpul nostru, trebuie să renunț la ele ca să mă pot vindeca. Deci, dacă m-am vindecat de ficat, ficatul păstrează memoria bolii și ea poate apărea oricând în corpul nostru. Deci, eu, începând din momentul în care m-am vindecat, nu mai am voie să mănânc alimentele care m-au condus la acea boală. Sunteți de acord? Sunt de acord. Eu am un principiu în care numesc vindecare-ameliorare. Este o diferență foarte mare între a vindeca și a ameliora. Păi bineînțeles că rămâne amprenta. Nota 10. Noi, în general, ameliorăm. Exact. Vindecare completă doar Dumnezeu poate face. Exact. Nota 10. Noi nu putem vindeca dacă cineva vine cu o problemă de ficat. Și să spună, indiferent care este metoda, că e o rezonanță, că e cristaloterapie, că e bioenergie, indiferent ce ar fi. Bioenergie. Totul depinde de noi. Acea ființă doar ameliorează, care poate să ajungă la 90%, 99%, dar niciodată la 100%, să vindece complet organul respectiv. De ce nu se vindecă organul respectiv? Că rămâne amprenta, memoria. Nu. De ce nu se vindecă organul respectiv? Pentru că dacă nu se vindecă acea cauză, ea rămâne ca o sămânță care va încolți atunci când momentele sunt prielnice. Ele bine. Deci are legătură cu mansarda?
Nu. Are legătură cu mansarda? Nu. Cu mansarda are legătură absolut orice, că acolo se magazinează totul. Deci trebuie să facem curățenie. Deci, se înmagazinează în întregul corp. Deci sunt milioane de celule, mor și se nasc într-un minut. Deci eu dacă m-am îmbolnăvit în celulele care alcătuiesc ficatul meu, rămâne în memorie această boală. Toate celulele care se nasc, ele primesc informațiile, așa cum ai spus și tu la început, că din păcate noi nu ne naștem egali în fața lui Dumnezeu. Fiecare se naște cu diverse boli pe care... Poate că în fața lui Dumnezeu ne naștem egal, nu ne naștem egal cu cei de alături. Din punct de vedere fizic. Deci din punct de vedere fizic. Deci în corpul nostru sunt imprimate diverse memorii, pe care memorii bune sau rele, cu boli, memoria bolilor. Și atunci știi... Că așa cum spunea cineva, binele este absența răului și răul este absența binelui. Deci... Păi da, nu, deci, să existe, păi, să coexiste. Deci da, suntem aici pe pământ, că trăim în lumea dualistă. Am în altă parte, dacă... Deci trăim în lumea dualistă. Că aici, aici poți evolua. Mulțumim frumos. Altă problemă? Nu, atât. Vă felicit pentru emisiune și vă doresc mult succes în continuare. Și vă felicit pentru intervenția dumneavoastră. Și aveți nota 10 de la toți. Ai nota 10. 11 din partea mea. Ok. Continuăm. Da. Domnișoara, deci am amintit de ametist. Mamai. Da. Mamai. Mamai, mamai, bunica. Ce invidios dacă îmi spui domnișoară mamai. Îmi pare rău că este bunică. Sau tata. Pentru că se bucură. Și mă bucur. Da? Da. Azi... Bine, invitați-mi de vârsta. Fata, vă rog frumos. Deci azi... Da. Azi... Deci să luăm... Mare s-a împlinit niște... O agată, o agată... Hai să zicem că e albastră, mauvă asta. Deci o agată. Ce exprimă, de fapt, această piatră? Mulți poate au și în casă și de genul acesta. Poate să fie și verde, poate să fie și de culoare aceasta. Deci și uitați verde, uitați roșiatică, uite așa ca un carneol. Emisiunea trecută nu mai ținut de promisiune, zic că confis ce ți-a adus, dar hai că acum vă las. Trebuia să le mai aducem și astăzi, să vedem asta ce se întâmplă. Da. Duminica viitoare veniți? Nu cred. Nu cred. Poftim? Nu cred. Că mai venim. Nu mai veniți? Bine, vă las fără piață, asta nu să știu. Continuați. Deci exprim această... Vă scad de greutățile alea, că vreau să vă spun aici, vă ușurez. Un calm și pace, semnătate, o folosim în special pentru chakra gâtului, chakra tiroidei, pentru că avem nevoie de să ne ajute pentru această exprimare liberă, calm, degajat, pentru că aici este canalul de comunicare între partea spirituală și partea fizică, partea materială. Dar și un cristal multe din ăsta, dar și un cristal din ăsta, cristal din acesta este pentru Vishuddhi. Exact, pentru Vishuddha. Ia uitați ce culoare frumoasă este. Ajută la această deblocare a comunicării. Da. Deci, în partea aceasta mai avem, dacă vorbim de chakra comunicării, mai folosim sodalitul. Uitați și aceasta. Sodalitul e pe aici, pe undeva, dacă l-avem. Azulitul, nu l-avem aici, nu l-avem ca piatra aici prezent. Și toate conclud la deblocarea canalului de comunicare fluidă, calmă. Și dacă ne gândim unde este așezată această ceacră, este între inimă și minte, da? Vedem între a șasea ceacră, deci al treilea ochi, respectiv Ajna, și Anahata, inima. Multe blocaje care se produc aici, la tiroidă, de pildă, sau răceli ale gâtului, influențează și ceacrele vecine. Foarte multe, deci de aceea, de multe ori când facem, suntem, eu știu, bolnavi puțin, răciți un pic, trebuie să umblăm, dacă vreți, și în vecinătăți. Și atunci, practic, când tratăm cu cristale, activăm și dăm energia puțin afectată și la anahata și la al treilea ochi.
Deci ceacrele nu trebuie să le privi ca de sine stătătoare că funcționează. Deci ele se influențează una pe alta. Ele ceacrele se influențează una pe alta. Așa trebuie să le privim. Exact, așa trebuie să le privim, pentru că relaționează și formează un întreg. Acele câmpuri se intersectează într-un fel de la una la alta. Și de multe ori când este o ceacră dezenergizată puternic, fură de la vecin puțin ceva și atunci bruiază și deci dezechilibrează și pe celelalte. Și atunci, ca să poți să aduci la numitor comun, așa, trebuie să le ajungi și pe celelalte din vecinătate, dar prin alte pietre care corespund. Da, dar, da, și ceacrile au un șef. Șeful este Sahasrara. Și el e șeful care coordonează celelalte șase. La Sahasrara ori punem un cristal cu ars de stâncă limpede, așa, uitați aici, da. Sau un ametist, care de fapt acesta merge la toate ceacrele. Am văzut în Brazilia un aparat cristalograf care cuprindeau cele șapte ceacre. De fapt, în ce consta? Mare filozofie nu era. Un suport cu șapte brațe, dar ce minune avea acolo? Avea și cele șapte culori, da, ale celor șapte ceacre, în beculețe. Da. Și în cadrul acelor beculețe erau montate cuarțurile respective, respectivei culori, aparținătoare fiecare centru energetic, încât amplifica și cromatic și vibrațional, da, foarte mult. Oricum nu era mai mult de 20 de minute, 18-20 de minute, pentru că altfel te supraîncărca și te simțeai la fel de rău, tot așa de rău cum erai dezechilibrat în centrii energetici. Eu am făcut această experiență. M-am dus în prima ședință, am stat vreo 18-20 de minute și am simțit la vă două ceacre că într-adevăr era puțină dezordine și s-au echilibrat. La a doua ședință, curiozitatea terapeutului, da, păi dacă mă aflu acolo, hai să vedem. Dar dacă stau la 25 de minute, când am văzut, atunci efectiv că am niște probleme de energie multe, da, și care am început să manifest altfel, am abandonat imediat pentru că mi-ar fi făcut foarte mult rău. Bun, dar dacă n-ai fi știut, ai fi stat acolo, te îmbolnăveai. Dacă n-aș fi știut, aș fi stat, da. Da, da, oricum era un supraveghetor, pentru că orice tratament cu cristale, nu are voie terapeutul să părăsească, să zicem așa, pacientul și să ducă să-și mai facă alte treburi între timp. Trebuie întreținut, trebuie întrebat dacă ce simte, furnicături, amețeală, deci ce disconforturi se pot manifesta. Să știți că nu este de obicei o perioadă calmă, lină, să zicem cele 20-25 de minute când îl afli la tratament, la unii se face chiar rău, să știți. Da, pentru deci în toate terapiile trebuie să existe moderație și echilibru. Exact. Că altfel, dacă trebuie să fii foarte atent, să știi să le echilibrezi în fiecare moment și să-i dai cât îi trebuie corpul respectiv și mai ales locul e afectat. Da. Da. Și să luăm și altele, să vedem ce mai avem aici. Uite aici, parcă ceva, piatra soarelui. Piatra soarelui, prin acest șirag. E un portocaliu, deci așa, hai să zicem, bej portocaliu, așa. Uneori poate să fie și roșie maroniu, poate să meargă, poate să fie, deci, tot categoria aceasta a pietrei soarelui. Pentru că ea cuprinde lumina solară a toiul zilei, să zicem așa, al miezului zilei. Și îmbinată cu cea mai închisă, cealaltă care nu avem aici, cu cea a stelelor. Deci ea are o acțiune foarte mare a celei de-al doilea centru energetic, la Svadhisthana. De altfel, este pentru circulație, da, și acela este la fel, da. Tot acolo, tot la acest centru energetic. Este foarte bun pentru purificarea la nivelul acesta a fluidelor și respectiv a organelor aparținătoare. Să luăm și alte pietre. Să luăm citrina. Citrina, mai avem un citrin aici și mai avem și un citrin aici. Uitați,
Deci un câmp și un câmp și un inițiator cu cele 6 fețe ale lui. Deci ăla la mare inițiator folosești punctiform și ăsta pentru suprafață mare. Apropo de punctiform, cu aceste cristale de multe ori un terapeut bine pregătit, care are mai multe proceduri puse la punct, de pildă și presopunctura, știind sau în cel mai bun caz și acupunctura, știind foarte bine meridianele energetice și punctele care trebuie să activate ale meridianului respectiv în cazul unui blocaj a unui organ, de pildă se iau... Blocări de energie, blocaj energetic. Da, de pildă se iau meridianul rinichiului, da? Da. Am un blocaj, doare rinichiul drept, nu știu ce. Eu știu, deci, de la presopunctură sau de la acupunctură, care sunt punctele pe care trebuie să le activez și ca să am o eficiență maximă, deci o eficiență deosebită, vin cu un cristal care se potrivește, bineînțeles, organul respectiv. Chiar și acesta este bun și acest citrin. Da, asta e. Da. Merge la rinichi foarte bine. Da, foarte bine merge. Cu ce se bea ăla? Cu grijă. Cu grijă. Cu rinichi, cu ficat, cu ovare. Da. 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 Și atunci, practic, activez în sensul care știm noi, destrogir, deci activez punctul respectiv. Deci, cu alte cuvinte, ce? Dau energie, introduc o cantitate mai mare, de fapt, de sânge în locul tonifiere. Și fac o tonifiere. Și atunci, practic, organul începe să funcționeze foarte bine, începe să prindă energie și putere. La normal, la da. Deci, apropo că vorbești tu de citin, îți ia puțin cuvântul, dacă îmi dai voie. Da. Deci, am trei cristale luate din Grecia, care lucrez exact pe chakrele de mijloc. Deci acest galben de aici pentru plexus solar, acesta verde pentru anahata, pentru inimă, și acesta azuriu, albastru azuriu, care este pentru chakra gâtului. Și deci noi în general bolile le întâlnim unde? Blocajele la centre energetice. Cei trei centre energetice, majoritatea aici, deci la gât, inimă și plexus solar. Deci digestia culoarea galbenă, și le folosesc aceste cristale, sunt foarte bune și sunt eficiente, vedeți, sunt sub formă de piramidă. Cu mai multe fețe, nu e piramidă cu suprafața pătrată, ci este ortogonală și care rezonează cu acești trei centri. Da. Acest citrin, de fapt, îl mai folosesc nu numai la nivelul acestor centri energetici, dar, practic, sub aspectul atitudinii, deci psihice, la unii bolnavi și la unii pacienți, nu poate să facă nimic. Deci le trezesc această încredere în sine și să știți că activează foarte mult în plan psihic, în plan neuropsihic, de fapt, și pot să, în 5-6 ședințe cu cristale și activând centrul respectiv, centrul 2, cu citrin, are această mare calitate de a trezi încrederea în sine, după aceea ne face să fim mai toleranți, mai buni, mai îngăduitori cu ceilalți. Cu alte cuvinte, mai reduci acea stare de neașteptare, de nervozitate la persoane mai agitate. Știți ce fac eu în momentul acesta? Da. Un cadru, vă rog. Deci în acest moment activez promo, după care vom continua. Deci promo asta. Bun, și asta. Urmăriți emisiunea Articolul 30 în fiecare luni, marți, miercuri și vineri de la orele 20 la orele 22 pentru ca împreună cu noi să încercăm să-i convingem pe toți cei ce se consideră puternici că nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege în România.
Ai talent, știi să cânti sau să dansezi. Ești un mit actor. Vino să ne arăți în fiecare duminică de la 10:30 la Harry și Ioana. Emisiunea care face un show pe cinste. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Am revenit, stimați telespectatori, în direct cu dumneavoastră. Între timp, dacă aveți ceva nelămurit sau întrebări pentru invitați, puteți să telefonați. Aveți un singur fir, din păcate. Celelalte au căzut, deci sunt telefoane foarte multe. Până vin telefoanele, aș vrea să-i pun și o întrebare la Aurica. Ce se face ea dacă vine un pacient și zice, nu am încredere în cristalele astea? Problema lui. Dar nu-l oblig, normal, eu nu tratez numai cu cristale, deci am mai multe proceduri, deci și dacă el la început, nu la început, o să... Aurica, ai făcut o greșeală. Te rectifichez. Te rectifichez, da. Ok, deci cristale nu tratează, cristale deblochează, energizează. Mulți o să creadă, vreau și un cristal nou să mă vindec de nu știu ce. No. Primul lucru, la medic, analizele, chestii, socotel, o deblocare energetică se poate face cu ajutorul unui cristal, dar persoanele care știm să folosească. Și cum a zis Tiberiu, ameliorează. Ameliorează, corect. Asta. Da. Deci vreau să... Deci aplic cu totul altceva, deci respectiva persoană va fi bine tratată, bine îndrumată, deblocată și așa mai departe, dar o să-i arat pur și simplu, încerc cu niște energie. Nu, dar să-i spui, dar cel puțin să încearcă, nu are curiozitatea să încerce. Alo! Bună seara! Vorbesc puțin mai tare, vă rog frumos. Bună seara! Televizorul mai încet? L-am dat la minim. Aruncați-l afară. Cu cine stai de vorbă? Elena din București. Ascultăm. În primul rând aș vrea să vă felicit pentru emisiune, pentru toate informațiile și bogăția pe care ne-o aduceți. Și nu vă supărați, vă ascultă cineva? De ce vorbiți în șoapte? Sau vă doare gâtul? nu mă doare nici gâtul și... Mai tare un pic. Se pare că vorbesc destul de tare. S-ar putea să mă audă vecinii dacă țip mai tare. Acum se aude mai bine. Mai bine, da. Punem pe asta. Vroiam, legat de tema emisiunii, să întreb dacă aceste chakre corespund fiecăruia dintre corpuri, respectiv celui fizic, celui mental, celui spiritual, celui eteric, adică în fiecare dintre aceste corpuri se regăsește un asemenea sistem de chakre? Elena, uite, treaba este în felul următor. Altă întrebare? Asta a fost întrebarea cu caracter general și aș avea una cu caracter personal aplicată mie. Eu am fost operată de 3 ori în zona abdominală, cu o tăietură... Mai mult pe partea dreaptă, hai! Da, exact. Așa, bun, lăsați-le pe asta. Ați vorbit cu noi? Nu. Știu, sunt convinsă de fapt că au influențat activitatea chakrelor la un moment dat. Dumneavoastră răspundeți un singur lucru. Da. Cum iau să spună lumea, mamă ce repede pe asta. Cum spun toți, da? E prea dur. Chiar țin să salut o domnișoară care face reflexul sau masaj. Zice, am vrut să intru în direct când am auzit că s-a repezit la una, gata, am închis telefonul și numai am stat și m-am uitat și mă plimbam prin casă și limitam pe ăsta, ha, face așa, vezi așa. Deci eu vizualizam, vorbeam chiar azi, am vorbit la telefon cu mână prietenă și discutam în paralel. Deci prin intermediul bunei mele prietene, Cristine, transmiteam, zic, o doare aia, să mai fie așa. Bun, domnișoara Elena, o problemă pentru dumneavoastră.
Bun, ați făcut operația. Dar aici la mansardă, de ce n-ați făcut curat? Asta e problema. Acum, în ultimele zile, din păcate. Dar... De când urmăriți aceste emisiuni? Așa, cu intermitență, cam de un an de zile. Și într-un an de zile n-ați reușit să faceți curat, domnul Șarudrag? Sincer. Din păcate, când încerci să faci curat, din alte necazuri care iar te aruncă la fund... Dar cine vă aruncă aceste necazuri la fund? Sunt convinsă că tot eu le creez, dar... Păi atunci? Da. Ce rost mai are să consumați impulsuri pentru această întrebare? Întrebarea era dacă se poate lucra asupra acestor chakre și realinia... Ce sunt alea chakre, doamna Elena? Stai, de ce un curc acum pe doamna Elena? Sunt cesii energetici. Păi așa spuneți, ca să înțeleagă lumea. Bine, pe mine mai trezit cu telefon. Domnul Pop, nu vă supărați, chakra mea care vedeți blocată? Pe unde e chakra aia? Că mă doare călcâiul. Unde găsești chakra în aia ca să schimb pe aia care e bolnavă? Da? Doamna Elena, în legătură cu acel aparat care am spus puțin mai înainte, de bioelectro sau cum se mai cheamă, că am avut două persoane foarte distinse, să le numim așa, care au intervenit. Am dreptat atenția și am spus că problematica este la cel care programează acel aparat sau care dă drept. Operator. Operatorul? Da. Sunteți de acord? Exact. Adică e ca orice soft, e interpretabil. Și depinde de cunoștința tehnicianului de a opera cu softul respectiv. Așa, uite, acum n-a să spuneți de chakre, nu știu ce, Aurica s-a apucă de o definiție la o chakră din aia, vă blochează total. Mamă, ce mi-a zis doamna aia din emisiune, auile, frate, ce am avut... Și n-am putut să stau liniștit să citesc ziarul sau să mă culc sau să-mi văd altceva de lucru, să fac în casă pe acolo. Fii atent, chakra aia mi-a blocat-o, dar vedeai ce blocată e aia o dată. Este adevărat? Este, într-adevăr. Deci asta depinde și de posibilitatea pacientului de a interpreta, rezultatul care îi se dă de către terapeut. Dați-mi, vă rog frumos, o definiție a pacientului. Da. O persoană care are o anume suferință. Când de care suferință? Un anume blocaj. Care are nevoie de un tratament. Da, care... De fapt, zic eu acum că o persoană care nu-și găsește... Liniștea. Care nu are ce face efectiv. Deci nu mai am ce face, mă gândesc că mă doare aia sau conștientizez că mă doare aia, dar știți, dar în momentul ăsta am problema de acum 2 ani, dar știți, de acum 2 ani a apărut în urma altei probleme care și bunica mea o moștenește la străbunica, dar nu cumva avem noi ceva genetic de boala lui străbunica se manifestă tocmai la mine? Vă apropiați mai mult de ipohondri, dar sunt și persoane care au boli într-adevăr. Nu, persoane de față se scurg, mă refer la alea de la telefon, da, mă refeream eu, nu la altele. Da, din păcate nu intru în categoria ipohondrilor. Dar de ce? Dar ce sunteți dumneavoastră mai presus ca alții? Nu. Din păcate boala mea nu e... Care boală? Păi ați spus vorba din centru energetic. Acum am ajuns la boală? Da, e o boală serioasă. Bine, doamna Elena. Altă bine, o să încerc să răspund la întrebarea care ai pus-o. Da. Deci, cele 7 chakre despre care noi vorbim, ele se găsesc în corpul fizic. Dar noi avem 7 corpuri. Deci un corp fizic și... încă 6 corpuri energetice. Deci aceste 6 corpuri energetice au și ele la fel câte 7 chakre. Au. Deci sunt proiecțiile din corpul fizic. Și atunci nu reprezintă cele 7 câmpuri. Cele 7 chakre nu reprezintă cele 7 câmpuri, ci cele 7 corpuri energetice reprezintă cele 7 câmpuri care pot fi măsurate. De asemenea, mi-ai spus că ai fost operată și dacă nu au fost în urma acestor operații perturbate chakrele care au intrat în zona operației. Probabil că Svadhisthana sau plexul solar. Nu știu unde ai fost, că n-ai menționat, unde ai fost operat. Nu trebuie să menționez. Deci nu trebuie. Deci ele nu... Deci nu... ele fiind de... Deci fiind sub formă energetică, ele nu pot fi atinse fizic. Și atunci aceste chakre pot, din anumite momente,
să, în anumite momente poate și de rezonanță. Și atunci eu îți dau o metodă foarte simplă pentru a le aduce în rezonanță, o metodă care se referă la Tatăl nostru. Deci poți să pui o palmă dreapta sau stânga deasupra capului, lipită sau îndepărtată până la o distanță de maxim 10 cm și să spui în gând sau cu voce tare în funcție de auditoriu pe care îl ai. Dacă ești într-un grup de persoane, simulezi o durere de cap și pui palma așa și spui Tatăl nostru, și atunci Tatăl nostru este o mantră care, o rugăciune, dar o mantră care lucrează simultan pe toate cele 7 chakre. Deci le aduce rezonanță. De aceea îți recomand, dimineața când te scoli, înainte de a te culca, înainte de a te așeza la masă sau după ceartă cu cineva, pune palma așa și spune Tatăl nostru și aduci toate chakrele în rezonanță. Metodă foarte simplă, ieftină și nu costă nimic. Da? Domnișoara Elena, cea mai simplă metodă, vă spun, ați văzut, v-am plimbat exact cum merge mintea omului. Cam așa, din colț în colț, nu? Da. Asta, ăștia suntem noi. Dacă este aia, da, dacă nu știu ce, dacă văd totuși nu am nimic, hai să fug puțin mai încolo. Hai să fug și la mama, hai să fug și la bunica, hai să fug și la străbunica. Ăștia suntem, dar hai puțin să ne așezăm cu picioarele pe pământ. M-ați înțeles? Da. Asta totul depinde de noi. Degeaba, facem operație sau nu facem. Acum gata, dacă ne-am operat, nu mă duc la operație să nu deranjeze doctorul chakra sau centrii energetici. Ai... N-are una cu alta. M-ați înțeles? Da, vă mulțumesc. Sărut mâine și eu vă mulțumesc. Continuăm. A fost vorba în emisiunea trecută de ceva zodii, cu cristale și zodii. Da, am pregătit și pentru, chiar și pentru cele cinci simțuri ale noastre. Da? Avem, da, anumite cristale. Care, da, anumite cristale care ne pot favoriza. În cât timp ai învățat aceste taine ale cristaloterapiei, sincer? Așa, la școală l-am învățat în 3 ani de zile și în continuare tot învățăm, pentru că aici pot apărea foarte multe informații pe care nu le stăpânești la momentul respectiv, la momentul, să zicem, primei învățări. Deci, totdeauna trebuie să înveți cu asemenea ființe vii, pentru că sunt enigmatice, pentru că ele au foarte multă informație de milioane și milioane de ani și care trebuie să înveți mereu să rezonezi, să rezonezi, să te apuci cel mai mult. Informații. Să-ți transmite informația respectivă. Da, continuați. Nu este simplu, dar este fascinant. Fascinant să poți lucra cu ele. La nivelul celor cinci simțuri, pentru auz sunt chihlimbarul și onyxul, aici n-avem, la gust topazul, la miros jaspul, n-avem ceva, parcă e... jaspul n-avem, da. Pipăit carneolul și văz, avem lapis lazuli, jadul, lapis lazuli este cel albastru, dar ăla este altceva, și safirul. Iar acum să trecem la zodii. Zodiile... Cam câte cristale sunt așa după... Vrei să mai repeți o dată, că probabil că nu și-au notat. Da, dar mai rar. La simțuri, deci încă o dată, auzul, avem chihlimbarul și onyxul, la gust topazul, pentru miros jaspul, la pipăit carneolul și la văz jadul, lapis lazuli și safirul. Sunt mii, și un terapeut, dacă nu are cel puțin 2500-3000 de pietre, nici nu are cum să aplice de tratamente, să zicem așa, de energizări, pentru că ceea ce pun astăzi lui Viorel și la o ședință, trebuie să folosește în jur de 45-50 minim de pietre, până la 70. Și dacă stai la bloc, spre exemplu, nu influențează greutatea blocului? Păi câte pietre trebuie să ai acolo sau cristale în casă, nu influențează? Bine, folosesc de cristale mici, de tratament. Păi câteva mii de pietre acolo, da. Bun. Păi poate, cred că da. Așa... Dacă sunt curate... Bine, la bloc se folosesc cărămizi. Nu, se folosesc cărămizi. Am văzut. Nu. Da. Deci ele sunt, dacă vreți să le păstrăm într-o puritate și curățenie, susținătorii sănătății noastre. Eu n-am avut nicio problemă vreodată. Nu mă refeream la temelia casei sau ceva așa, nu influențează. Dacă le pui pe toate într-o cameră, greutatea din acea cameră nu se lasă puțin așa? Nu cred, nu. Nu.
Nu, nu, nu. Așa... Deci arhitecții au calculat structura de, rezine, de rezistență astfel ca să nu se aplece. Da. Precum o corabie, știi? Da. Da. În ceea ce privește zodiile, deci luăm prima zodie, berbecul. Pentru berbec este cea mai grozavă piatră, cel mai grozav cristal, să-l numesc cristal. Este diamantul. Este regele diamantul, dacă aveam un diamant. Îmi permis să nu știu dacă ai sau nu ai. Nu, ăla s-a desprins din citrin. S-a desprins de aici, nu. Ah, deci nu ai. No. Deci uite, s-a întâmplat ceva. Nu m-a dotat cu atâta. Nu, nu-l pune acolo. Da. L-ai pus acolo? Da. Nu trebuie să-l pun. Deci se întâmplă ca să desprind. Da, ca să desprind cristale din... Deci diamantul, care este de fapt regele, să spun așa, în capătul regele cristalelor, are duritate, deci 10 pe scara Mohs. Deci este, ea se formează în milioane de ani. În anumite condiții de presiune și temperatură. În anumite condiții extraordinare de depresiune și el vine de fapt la suprafață prin erupția vulcanică. Da. Și se spune prin reciclare. Da, dar foarte mulți căutători care mergeau să caute mureau asfixiați din cauza gazelor, intrau chiar în crate. Ce o dai? Pentru că el este printr-o rocă care se cheamă Kimberlita și din 23 de tone de kimberlită de-abia se extrag 1,5 grame de diamant care e egal cu un carat. Cum se măsoară diamant. Bun, și aia care a fost ochiul ăla de cum s-a chemat, care era pe timpul Cetinul sau alea, bun, alea, la un kilogram și ceva sau ce greutăți aveau. Și cu toate acestea, deci practic extragerea aceasta este extraordinar de costisitoare și costă. De aceea sunt și scumpe. Și de aceea sunt și foarte scumpe diamantul. Și mai bune sunt seara aceasta, de aceea nu am un diamant. Nu m-a dotat tata cu atâta bani să cumpăr un diamant așa. Nu, am crezut că ce știu, să găsea acolo, mai fost unde ai fost, poate ai găsit pe unul. Ei, o să iau, o să iau, uite, acum pe practic am găsit, dar noi aveam, noi eram pregătită. Când găsești, mai invit în emisiune și atunci discutăm problema. Știi ce se întâmplă? Diamantul este foarte scump și nu-l găsești la dimensiuni mari. Nu, deci dimensiuni foarte mici. Mici. Și atunci pe ele nu le poți folosi. Cumva aceste diamante, cumva aceste cristale sau diamant sau pietre, cum le numim, pietre prețioase, cumva astea sunt blestemate. De ce să fie blestemate? Păi nu, eu pun întrebarea în felul următor, că au fost atâtea filme și chiar sunt multe emisiuni pe Discovery, am urmărit, căutători de virgulă diamante. Găsesc, pac, una, două, când dispare unul, când dispare altul. Când a găsit unul un zăcământ mai puternic, a doua zi a dispărut. Și au găsit unul la altul acolo. Sau ce? Legea existenței sau cum? Da, e... Sau legea junglei. Cum vine? Legea junglei. Funcționează legea junglei, fiindcă ele sunt foarte scumpe și... Deci este fuga după îmbogățire. O piatră din noi. De fuga după îmbogățire. Asta te-a filmat. Pentru că ele sunt foarte scumpe și probabil că da, pe asta este înălțirea. Da. Și înălțirea. Și aurul și aurul. Dar sunt oameni care dispar. Deci asta este ochiul rău. Exact. Nu cum se spune. Da, da, da. Deci te duce până la urmă ca să-i viață. Deci eu am alt punct de vedere. Deci banul, ca și cristalele, ca și aurul, reprezintă niște energii care benefice, care ne influențează starea noastră socială și viața, ne influențează. Numai că aceste energii trebuie coordonate și stăpânite, adică nu ele să te influențeze pe tine, ci tu să le influențezi pe ele. Deci asta ar trebui să țină cont telespectatorii. Ați văzut, mulți au câștigat la loto. Acei oameni care au avut sume imense de bani... Câți au mai rămas în viață sau întregi? Câți au rămas întregi. Întregi, da. Fiindcă au primit o energie atât de mare că n-au știut ce să facă și au distrus. Deci noi trebuie să ne educăm în așa fel încât această energie a banului să o stăpânim, să ne folosim de această energie. Ați văzut, cu cât ai mai multă avere, cu atât ai mai multe probleme. Aceste probleme nu te fac fericit. Și chiar am citit de curând o mică glumiță în care era vorba despre un pescar care el dimineața se ducea cu barca la pescuit, prindea câțiva pești
și cu asta îi ajungeau să-și întrețină familia, să se odihnească, să stea la cârciumă, să cânte la chitară și așa mai departe. Și la un moment dat vine un american care a făcut o facultate de economie la Harvard și l-a luat peste picior. Ce, da, pește ăsta care tu l-ai luat așa, de ce nu iei mai mult, stai mai multe ore ca să prinzi? Păi ce mi-ajunge? Păi da, uite, dacă ai luat mai multe, mai mult pește, putea să vii și să-ți faci o barcă mai mare. Păi mai faci o barcă și mai mare, ți-a luat o navă, păi mai deschide, ai cumpărat niște camioane ca să poți transporta peștele, să-i faci o fabrică de prelucrat peștele și așa o să ajungi să ai o industrie a peștelui și după aceea, cu banii pe care ai, ai putea să te duci pe insulă, să îți cumperi o barcă și să pescuiești puțin pește, să te distrezi. Și pescarul l-a ascultat, zice, păi asta fac acum, ce mai trebuie să mă agit atâta? Știi? Deci este o povesteară foarte plină cu târg. De ce? Fiindcă noi trebuie să stăpânim această energie, trebuie să stăpânim această energie, să nu ne încalece ea. De-aia ni s-a dat această capacitate, să stăpânim această energie a cristalelor. Eu am zis, dacă cumva din greșeală are vreun diamant, eu vreau să ușurez de toate grijile, problemele și de ziua de mâine. Deci, ce coleg bun, extraordinar. Ușuram din toate punctele de vedere. Ușurai în primul rând de greutăți. Dacă aveam un diamant, uite ce făceam în seara aceasta. Deci inspirată fiind dintr-o poveste din Talmud, cum făceau sacerdoții, deci dacă cineva fura, efectiv folosea un diamant și puritatea lui. Deci, efectiv, măsura cu el și îl prindea pe acel om, acea persoană, dacă mințea și era furat. Diamantul pur alb, el se negrea, devenea opac. Ok. Uite, pe căutările acum. De asemenea, la energie negative. Apropo, și cu acest diamant pur, se măsura și infidelitatea. Ok. Dați-mi, vă rog frumos, da, aici un cadru. Un cadru. Pentru VRL. A dispărut cadru. Deci uitați pe căutatele aurii, că scot tot ce am în buzunar, nu ți-am luat nimic, că nici n-a avut diamante, vă spun clar. Să consideră că e de valoare care avea așa ceva, dar nu are. Păi n-am. Uite, eu te măsor, dacă ăsta se face roșu acum, înseamnă că ai mințit. Că te-ai roșu. S-a înroșit. Bun, hai să continuăm pe zodii. Da. Deci, zodia următoare, Taur. Pentru Taur, piatra este, sau, este smaraldul. De rezonanță. De rezonanță este smaraldul. La gemeni avem perla, selenita și alexandrita. Foarte rar este această piatră. Pentru că ai pomenit de perlă. Deși perla și chihlimbaru sunt de natură organică. Sunt, da, de natură organică, fosilizate. Da, fosilizate. Perla nu e fosilizată. Nu, nu este, dar da, este o structură cristalină făcută de o scoică, da, și care are... Cu nisip. Da. Este povestea scoicii perliere, da, povestea, da, care spune așa. Dar perla asta, deci are o valoare foarte mare, mai ales pentru gemeni. Perla. Dar știați un lucru, dacă perla nu este portată și este ținută într-o cutie după o anumită perioadă, se transformă în nisip, în praf? Nu știu. Se poate, fiindcă ea se hrănește cu energie. Nu, deci este în mediul umed, iar fiind pe corpul omului, cu transpirația care o avem, umiditatea respectivă, ea se hrănește. Se menține tot. Se menține mereu. Deci n-am auzit până, da, acum. Faceți asta m-au spus închis. Deci nu sunt purtător de perle. Deci la o căsătorie de când perle... mai scă câtă perlă pe gură, dar nu sunt purtător de perle. La o căsătorie de perle am vizitat în China, chiar ne-a explicat, uitați așa, au desfăcut, bineînțeles, la o căsătorie de perle artificiale, să le spun așa, sau erau naturale, ne însămânțau ei. Naturale. Într-o scoică găseau până la 50 de perne. Deci o scoică, ne gândeam acolo cam productivă, da, producție. Da. Și au stat, au sacrificat în fața noastră, bineînțeles, era cu demonstrații, așa fac. Și la fabrica de geat, și la matase, îți fac demonstrații, îți arată. Așa noi am uitat, când eram eu la liceu,
creșteam vierni de mătase, știam, da. Acum m-am priceput. La perle nu prea știu. Și erau perle de râu, erau perle de râu, probabil de asta mă și atrage, erau perle de râu și mi-au explicat, uitați așa, sunt scoase, se însămânțează, da. Se pun la loc în cultură și după o anumită perioadă, 30-40 de perle la o singură stoică. Dar știi că tot așa se obține și zahărul candel. Zahărul candel este zahăr cristalizat. Dar așa cum este cristalul ăsta, da, așa da. Și... N-am mai văzut, era da. Mic. Eu făceam candel. Deci făceam o soluție supra-saturată de zahăr, dizolva zahărul în apă, la cald, așa, și pe mă băgam, lăsam să se răcească și băgam un cristal de zahăr, da. Băgam, cu ață, și băgam în ontă. Și ăla începea să mărească și să mărea văzând cu ochi, așa. Găseam ață de cânepă prin... Nu, ață de cusut. Sau... Nu, ață de cusut, ață albă de cusut. Da? Și acum se mai găsește de când în când în comerț, n-am zahărul candel, și e cu ață. Deci cu ață albă. Da, am văzut. Da. Da. Alo? Telefon. Alo? Da. Ia uite, din Brăila. Doamna Neguța. Alo? A fost. Continuați, hai să vedem pe zodie. Deci, zodia următoare, de ce? Rac. Pentru rac este rubinul, leu, peridotul și sardonixul, fecioara este safirul, balanța, opal și turmalina. Turmalina cu toate culorile pe care le are ea, foarte bogate. Scorpionul, topaz și citrina. Săgetătorul, turcoază și zircon, capricornul, granatul, vărsătorul, ametistul, care am vorbit despre el, și peștii, acvamarina și hematita. Dar de ce, care fiind leu, mie îmi place rubinul? Rubinul, leu, da. De obicei... Da, și... Rubinul, de obicei, asta e ceva cu, cu inimea, cu căldura, cu dragostea sufletului, nu? Păi, nu știu, dar... Leu este o zodie de foc. Foc. De foc. De foc. Și rubinul probabil că din cauza asta. Din cauza aceasta, asta da, din cauza asta, dragostea, da. Cu căldura sufletească, nu? Rubinul, deci, este o piatră, deci, dacă vreți, a sângelui, a focului, a căldurii. Da. Și culoase energie. Sigur, din cauza acestei culoase energie, da. Cum? La fecioară? Safirul. La fecioară. La fecioară e safirul. Safirul, da. Ce culoare are? Safirile sunt... ceva... un verzui, așa. Cum? Cam cum arată? Aveți pe acolo cumva? Nu, n-am. Bine, treceți peste zodia asta. Nu, nu pot să... Da, de ce te întrești? Să vedem ce mirodenie e pe acolo. Bun, ce putem să mai discutăm în timpul care a mai rămas? Telefoane văd că nu avem. Lumea este interesată de emisiune. Deci... Și foarte bine lucrul da. Eu vreau să mai adaug ceva despre smaralde, smaraldele care de fapt le mai întâlnim și pe piață, le mai sunt mai găsibile și mai aproape de și de buzunarul nostru, să zicem așa. Ia smaraldele regenerează în general toate țesuturile, deci iar pe plan psihic se deci renaștem din propria cenușă. Ne ajută să ne refacem energiile pierdute. Deci când zicem că absolut nu mai avem niciun gram de energie să... Nicio vlagă. Nicio vlagă, să construim ceva sau să ne revenim să terminăm un obiectiv, o lucrare, efectiv, o energizare cu smaraldul ne ajută foarte mult să ne reechilibrăm. De asemenea, smaraldul mai ajută și sistemul imunitar, ne întărește sistemul imunitar pentru că el curăță foarte mult sistemul limfatic. Rubinul este... Dar de ce este necesar să curățe sistemul limfatic? Deci sângele, deci prin corpul nostru circulă două lichide, sângele și limfa. Deci sângele este purtător de energie, de hrană și limfa este purtătoare de informații. De aceea se poate explica în acest fel, de exemplu, când m-am tăiat cu cuțitul la acest deget, nu? M-am tăiat ca să opresc sângerarea, ce fac? Bag degetul în gură sau o altă metodă. După ce am oprit sângerarea, o să observ că din această tăietură o să iasă un lichid galben. E, acest lichid galben este cel care, fiind purtător de informații, reface structura.
celulară. O reface și atunci uneori nici cicatricea nu rămâne dacă am avut grijă ca să unesc imediat zona care s-a tăiat. Așa se întâmplă, așa procedează și chirurgii. Deci ei fac operație, după ce a făcut operație, pun coase, operația și restul lasă organismul să lucreze singur. Deci aceasta este informație foarte ușoară. Bun, eu am stat acum și am studiat puțin, m-am jucat pe acest, cum se cheamă? Trovant. 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 Trebuie să-mi facem caldă puțin. Dacă ți-a dat ceva de vin, nu-ți vine să crezi. Deci aici are figura unui om, a unui craniu. Da? Unui craniu, da? Da, a unui craniu, se observă. Da? Bun, haideți să vă arăt acum în interior. Nu mi-a venit să cred. Deci uitați aceeași chestie. În interior același cap, dar la... Da, uitați acela... Da. Uitați. Da, exact, se vede. Se vede. Da, 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 uite acum, da. Da, e fantastic. Un copil. Un copil. Deci copilul lui. Un ochi aici, altul ochi aici. Nasul și gura. Nasul și gura. Uitați acum poziția asta. Deci nu mi-a venit să cred. E fantastic. Da. Da, uite, nu ne-am uitat de prima dată. Da, vă chiar spun dacă mai uitați. Deci nu este trucat nimic. Asta ce să-l pun la loc. Uitați, da, și acolo nu poate să spună că a intervenit cineva. Creează duplicatul, da, e mai mic. Da, copilul. Da, copilul. Copilul, da. Da. Ce chestie interesantă. Ce chestie a creației fantastice. Da, da, e ceva unicat. Mie mi-a spus pe hol când am zic ce știi ceva vreme, ce? Cum să faci, să mai bine așa. Știi ceva vreme, ce? Vezi că acum mai e un pui înăuntru. Zic că ăla poate probabil galbinoș. Prima dată m-a dus mintea. Când am văzut, zic, mai o fi o fosilă, o fi vreun nou de struț, pasăre care a fost ceva reptilă sau... Pterodactylus. Mă gândeam, nu, da, mintea mea, că nu am găsit-o prima dată. Cu timpul a început să a apărut această fisură. Am văzut, probabil, cum ai spus, că nu a avut umiditate ca să se dezvolte, s-a uscat, a început să... Și am desfăcut. Deci am nimic, surprins. Deci, da, nimic nu eu am considerat-o că este inimă, zic, bun, așa, deci nu m-am uitat, în poziția asta era. Nu m-am uitat să fie, să văd exact figura, uitați-vă. Nu, dar asta e extraordinară. Chestia, uitați. Da, e o descoperire unică. E extraordinară descoperire. Extraordinară, da, da, da. Da. Dar se vede. Și a putut să creeze. Acum hai că imaginați. Acum nu trebuie să ai imaginație, că asta nu, vede clar. Nu e vorba de imaginație. Nu. Că mai mergem pe munte și vedem capete de oameni sau de animale. Din acest moment a început licitația, stimați spectatori. Care dați mai mult? Bun, hai să continuăm. Da. Deci, smaraldul, spuneam că și bebe a completat. El, deci, este un drenor, curăță și limfa, pentru că în limfă... Avem telefon. Stai că avem telefon. Alo? Seara. Bună seara, domnul Radu. Da, am o întrebare. Dacă apa se poate purifica printr-un obiect de argint pus în apă sau eventual magnet? Și a doua întrebare, dacă prin ionii de hidrogen iarăși poate fi folosit ca antioxidant. Ion de hidrogen care se găsesc când au fost descoperit în apa Hunza, o cercetare inițială făcută de Henri Coandă. Domnul Radu, o întrebare am și eu. Da. Mă scuzați. Ați urmărit emisiunea la început? Nu chiar de la început. Cam de unde? Vorba de purificarea apei prin cristaloterapie sau alte... Bine. Prin cristale, nu cristaloterapie. Purificarea prin cristale. Mulțumim, domnul Radu. Da, mulțumesc. Răspuns? Deci... Invitații? Da. Prima întrebare cu argint. Deci, argintul. Argintul, normal. Sigur că da. Deci... Aia zi-mă cum se face. Nu s-a spus crucea de argint. Deci, și pe piață noi avem acum deci argintul coloidal. Deci argintul este într-adevăr un purificator, un antioxidant puternic. Antibactericid. Antibactericid. Sticlaia albastră? Da. Oho. De care trebuia să vorbim noi odată. Hai să vorbim într-o emisiune. Vorbim, uite, într-o emisiune despre argintul... Duminica viitoare. Duminica viitoare, argintul coloidal. Și de vrei să prins mea? Și mai chiar. Dar mai vin eu. Primit pe altcineva. Deci, bun, hai să vină invitatul. Deci să mă contacteze invitatul și eu vin cu argintul, că l-am. Are o mare putere, deci, argintul ca detoxifiant, ca purificator, pentru că el... Și, de fapt, din cele mai vechi timpuri, familii bogate nu foloseau decât
Vase de argint. Vase de argint. Când de argint, vase de argint. Când de argint, vase de argint. Iar romanii foloseau foarte mult plumbul, de aia s-au dus pe cop, că toți s-au îmbolnăvit de la plumb. Exact. S-au îmbolnăvit de saturnism. Da. Da. Deci această apă de argint, sau argintul coloidal, cum îi spunem noi acum, eu, uite, de pildă folosesc pentru mine, în primul rând, eu am băut cel puțin vreo 3 jumătăți până în prezent. Și... Cât ți-a ieșit alcoolemia? Alcoolemia? După 3 jumătăți. Are o mare capacitate de uite, la numai, deci în primul minut el intră în sânge, în cavitatea bucală. Am luat deci, la efectiv Arad, 600 de... Mi-a dat un păhărel, a clătărit acolo domnul respectiv, ce domnul în băcar, uite așa, uite, îți garantez, nu te costă nimic, dar ne vedem că n-am bani ca să-ți dau ție acum. Asta a fost spirit de glumă. Da. Am luat puțin, știi cum, zice da? Că i-a fost 20 da. În gura mea, deci imediat am simțit toți porii da. Înțepături. Și multe persoane care au avut anumite probleme, a cunoscut, cum să spun, ameliorarea și chiar vindecarea. Este aprobat pe piață? Este aprobat pe piață, efectiv, da. Eu am documentele originale la mine, în cabinet. I-am spus că nu mă apuc de asemenea treabă dacă nu sunt actele în regulă. Și sunt aprobate la Ministerul Sănătății de domn director și Mecinikovski și de deci domnule, da. Organele care sunt implicate da. În drept. Deci invitatul poate să mă contacteze, da? Da. Pentru duminica viitoare da. Emisiune. Da. Cu cea mai mare plăcere îl invit cu această ocazie. Da. Deci domnul cu apa argintului contactează. Deci eu aș vrea să fac o completare la ce da. A zis Aurica în legătură cu aghiazma. Deci ce ai zis și tu. Deci aghiazma, la simțirea apei, ca să se obțină aghiazma, se folosește și busuiocul și crucea de argint. Dar ele se folosesc ca adjuvant, în sensul următor. Și argintul și busuiocul au capacități antibactericide. Dar sfințirea apei se face prin slujbă. Deci se obține, apa sfințită este apă informatizată. Da. Asta e. Dar, iar busuiocul, în fitoterapie, este un protector contra... Celui? Da. Cu două. Să uite să bei ceai de busuioc, să vezi ce te... Da. Dar nu prea da. Mult, fiindcă este acid și da, deranjează... Dar nu este altă problemă, spre da. Exemplu. Nu spuneam da. Acid. Da, domnule, dar am făcut aiazmă, s-a împuțit asta, din cauza busuiocului, a intrat în fermentație, mi s-a stricat aiazma. Nu, ai da. După ăla acolo unde nu trebuie, exact. Ai niște energie în casă. Da. Exact. Mai cheamă frumos pe domnul... Părinte, sau cum vrei să-ți spui Sfinția, să vă rog frumos, mai veniți puțin acasă, nu știu ce s-a întâmplat, e ceva neregul, simt eu nevoia să mai vii de 2, 3, 4 ori. Nu, vom, nu o să zic niciodată, nu pot să vin. Avem un telefon, da? Alo? Alo? Bună seara! Bună seara! Ascult, doamna Virginia. Am și o întrebare în legătură cu apa cu argint coloidal pentru tratamentele de dezintoxicare, da? Ce se întâmplă cu această apă pe care noi ar trebui să o plimbăm un pic prin gură înainte de a o înghiți? Ați folosit? Da, am folosit-o, ceea ce o folosesc. Ceea ce mi se pare puțin ciudat este că eu sunt o persoană mai în vârstă și am plombe făcute cu pe vremuri din Amazon. Cum era cu mercurul, cu mercur. Așa era atunci, pe vremea aia. Mai am și una rămasă. Și noi încă nu ne-am să putut permite să plăsim pe toate. Ideea este că la un moment dat, în această jumătate de minut de plimbare a acestei ape lingure, apare un gust de coclit. Credeți-mă că mă spăl pe dinți înainte, deci nu asta este chestia. Cumva ionii din acest argint... Să-i ascult acest lucru, doamna Aurica, ascultați-mă puțin, nu vă supărați, încerc scuze că vă întrerup, da? Da, nu, ok, eu nu ce s-a întâmplat, doamna Aurica? Acesta, în cazul acesta, deci tratamentul pentru dânsa, deci pentru că în cavitatea bucală are asemenea lucrare, argintul, de fapt, se depune și reacționează chimic cu plomba. Reacționează, e mai activ decât mercurul. E mai activ, sigur, da. Și reține argintul deci, prin depunerea acolo și el, de fapt, în corp se duce foarte puțin. În cazul acesta are efect minim. 0,00. Nu i-aș indica mai deci nu mai, plimb, deci nu mai plimbați pe gură. Da. Doamna Virginia, 0,00 nu mai luați. Nu mai puteți, nu. Poate să nu mai plimbe prin gură, să mai... Bun, și dacă am lucrare... Dacă nu mai plimbăm prin gură, are același efect?
Are, să știți că are. Știți ce să faceți în apa care, cu acei care o beți? Stai puțin. Invitatul respectiv. Deci, telefonul, stai puțin. Da. Deci, deci Mihai Toma să vină. Care este situația. Deci, înainte de a bea soluția respectivă, puneți-o într-o sticluță de o jumătate de litru. Da. Și agitați-o. O agitați așa. Deci cum am sticluța asta, iau și o agit. Oulă, mare puțin apă. O iau și o agit așa. Da, așa o agitați, da? De 100 de ori. Îi faceți așa. Sau de mai multe ori. Și pe urmă beți apa asta. Deci prin agitare dumneavoastră energizați. De aceea o să bea apa să primă pe gură, ca să o energizați. Da? Da, dacă și chiar pentru ceilalți telespectatori care dau soluție coloidală de argint, să procedeze așa, de să nu aprinde prin gură. Am înțeles. Întrebare pentru doamna Boce. Bun, și dacă are altfel de lucrare metalică, spre exemplu, tot aceeași chestie? Nu. Deci nu mai produce cu plomba respectivă. Deci, da. Aici are. Deci, mercur e și toxic. Dar rămâne acolo, trebuie să scot. Trebuie scos. Da, da. Atunci, deci e primul sfat, ar fi să ne schimbăm lucrările, nu? Da, obligat. Deci ți-e frică, nu scapi și eu-ți la fel. Da, da, da. Pare rău. Da. Altă întrebare? Da, atât, vă mulțumesc frumos. Să rămână. Seara bună. Bun, alt telefon. Ce ne bombardează cu telefoanele acum? De unde, zic și eu așa, ca să continuăm. Da. Da. Spuneți. Bun, zic să mai discutăm ceva despre cristalul de stâncă, pentru că este foarte benefic pentru ultimul centru energetic, pentru meditația pe care o facem pentru clar limpezimea minții noastre și pentru faptul că ne întărește canalul de comunicare cu supraconștientul, amplificând energia persoanei, deci energia în general, deci amplificând și trecând prin toate ceacrele, e ca un fel de dat bună ziua, dacă vreți, pentru reechilibrarea întregului, pentru echilibrarea, deci, a celor șapte ceacre. Eu am rămas totuși cu ideea la aparatul ăla, la biorezonanță, sau cum a spus doamna Renate din Germania, sau invitatul celălalt domnul din Suceava, sau de unde era, din Tiberiu. Domnule, aparatul ăla, poate să spună ce legătură ai tu cu divinitatea? Hai că asta e prea de tot, domnule, asta e prea gogoașă, nu poate, gogoașă deci, furiată, domnule. Deci, nu cred ce problemă mai e. Mi-a spus mie că eu sunt cu divinitatea direct și... Tiberiu a precizat... Sau a arate puțin că e puțin mai, nu știu... Deci Tiberiu a precizat următorul lucru și bine a făcut că a precizat acest lucru, de aceea am și dat nota 10. Deci, acești captatori măsoară câmpurile energetice. Deci nu măsoară energiile de corpul fizic, ci câmpurile energetice. În corpul fizic nu măsoară. Măsoară numai câmpurile energetice. Da, domnule, sunt de acord. Și câmpul energetic îți arată divinitate, că ai tu legătură cu divinitate. Cât ai și nu cum... ți arată. Cum să ți arată? Ce a fost la ce am cabor sau ăla, ce a fost ăla cu aparatul? Păi eu știu ce a zis. Nu știu. Dacă unul aruncă o piatră în râu, îți echipe că deci, probabil, am altceva. Se chinuie să scoată piatra de râu. Am altceva aici, am altă idee. Deci prima dată te bagă în panică, prima oară te bagă în panică, te trântesc, energetic te pun pe linia zero, îți spun că ai boala cutoare, gata, nu știu dacă mai ai șanse. A doua, ca să te mai ridic puțin, ai noroc totuși că te iubește Dumnezeu, ești te rogi foarte mult la bunul Dumnezeu. Probabil de asta e șansa ta de te-a trimis la mine sau noroc că ai venit la mine și... Poate să fie și asta. Nu? Da. Păi, dar nu-i permis să faci așa ceva, să bagi o depresie. Omul ăsta să bagi într-o depresie. Omul ăsta să bagi într-un atac, să-i dai un atac din asta așa puternic, să-i bagi în panică. Păi, dar el pleacă de acolo și a mai... Păi nu că a plecat pierdut. Omul ăsta a plecat ferm, hotărât acum. Deci să vezi ce circ fac pe posturi, să vezi ce fac eu cu aparatele astea. Păi, deci eu am dat niște telefoane în Statele Unite, eu m-am interesat și mi-a spus profesor, doctor universitar, care a operat pe ăla, care mă cunoaște, care nu știu ce, care nu știu cum. Am citit analizele apărute în România, am citit așa, am trimis pe net, am trimis așa, așa. Și zice, doctorul respectiv mi-a spus, ce omule drag, caută la www.google.talpa sau cum se cheamă pe internet acolo, să vezi ce se găsește despre aparatul respectiv. Acum, culmea, nu e apărut în România, dar mare atenție, deci este în program să apară care vindică orice boală, care face bioenergie aparatul ăla. Deci sunt două aparate
separat. Unul zice că mor, celălalt te învie din morți. Nu, unul identifică și altul te tratează. Deci unul te trântește, altul te ridică și te pansează, știi, cam așa. Zice, da. Că n-a apărut încă în România, dar se verifică, se vehiculează în Statele Unite, întâi face, primul lucru care sunt oamenii creduși și românii, și domnule, spun ceva, uite, astea numai la NASA sunt. Când ai auzit de NASA, gata, l-ai dat gata pe român, mamă, numai NASA are așa ceva. Deci în toate... Care e problema de mușcări mai de gogomăniile astea? Păi uite așa, fiindcă în toate domeniile, oricare ar fi, intervine și partea comercială. Deci se pune foarte mult accent pe partea comercială, așa cum la ora actuală au apărut, în locul medicamentelor, au apărut suplimentele alimentare. Nimeni nu spune. Sunt o fiele bune, dar nu, nu arată și care sunt partea și negativă. Partea negativă. Nu știu ce au zis ce a făcut. Deci ăsta la televizor, reclamă la televizor. Luați cu tare, cu tare, cu tare, ăla cu gâtul care îi face așa, e un supliment alimentar. Dar nu spune ce-ți face ăla, partea cealaltă, partea ascunsă. Deci face numai reclamă ca să-ți ia banii. Dar hai să vorbim mai altceva. Deci toate sunt făcute și testate pe un anumit suport de persoane, să le numim așa, da? Tot ce la mănâncă numai eu, ăla din America mănâncă numai ce mănâncă el, fast food, fritz food sau cum se cheamă alea pe acolo, deci devine obez atâta, da? Pe pentru ăla îi dai anumite suplimente, da? Sau îi dai hormoni umani. Bun, dă-i în cap să nu mai aibă hormoni. Păi nu vii tu mie cu medicamentul ăla sau suplimentul ăla de alimente sau alimentare. Dă-mi la mine sighinaș, care nu știu, de bea. Nu, dar ți-a aruncat praful ăla, că ăsta e supliment alimentar. Dar noi de-abia acum începem cu euri, estimați telespectatori, deci noi nu suntem evoluați în euri, de-abia acum suntem la grădiniță. De-abia acum începem să ne îndopăm cu euri și cu suplimenții noștri. Asta nu înțeleg oamenii. Deci domnul Mecichipovski are dreptate când a scos cartea aceea cu eurile care sunt. Deci, fraților, faceți-vă rost de carta cu suplimentele alimente, cu eurile care sunt și vedeți care, ce cumpărați. Da, citiți ce cumpărați. Și atunci o să vedeți că cel mai bun supliment alimentar reprezintă ceapa verde, usturoi verde, salata, mărarul, pătrunjelul, astea cele mai bune suplimente alimentare. Nu vreau să fac reclamă. În Brăila aveam un loc cu caravangerie, un magazin, unde respectam o doamnă distinsă, medic veterinar era, o cunoșteam de când lucram, eram colegi împreună. Dom'le, făcea o pastă de mici murei. Se umflau, gustoși, cum erau pe timpuri, cu gustul respectiv. La o perioadă de un an, doi, spun soției mele, mă duc să iau o pastă de mici, ce vrei? Eram pe fugă. Zic, hai că ieșim la iarbă verde, mergem puțin, mergem la un pescuit. Ce băi, hai să luăm pastă de mici, că e bun. Mi s-a părut la un moment dat că ar avea exact cum este făina de malai. Uh-huh. Bă, ce Dumnezeu, a băgat restul, zic, să mă duc înapoi, să mă cer cu ea. Dar nu m-a făcut pe mine acum un kilogram sau un kilogram jumătate de pastă cât am luat. N-a dat importanță. A schimbat rețeta. O secundă. Dă bunul Dumnezeu, după două luni de zile mă trezesc cu o doamnă, nu vă sprați așa, așa, zic, doamne, ce tot amestești, ce faci? Veniți și cu un știu ce, că nu era stabilă sau nu era hotărâtă pentru o anumită afacere. Zic, doamne, dar ce faci acolo? Văd că pui multă apă și nu știu ce să umflă, ce afacere faci? Și hai să vă spun ceva, ce? Mă duc în Ungaria, cumpăr soia, pun la 3 kg de soia, pun 1 kg de carne, 2 kg de grăsime, apă, nu știu cât cuprindea, până la 100 de kg, e afacere. Dar, în schimb, singurul dezavantaj, trebuie să vinzi maxim 48 de ore când încep să înverzesc. Stai, mă, frate, dar ce mănânci, domnule? Pentru ce dai banul ăla? Deci, ei n-au mai ținut cont, deci au călcat orice principiu, călcați în picioare. Asta era ca, știi cum s-a îndreptat chestia asta? Scuzați-mă acum că vorbesc, exact dar era hot, mănânci, frate, dar nu mai să iasă bani. La un moment dat s-a vorbit foarte mult de Ștefănescu, care vindea vinuri. Da. Vinuri falsificate. Care făcea o grămadă de afaceri. Deci, vinul era foarte bun, peste 7 zile nu mai era bun, sau peste 3 zile nu mai era bun, gata, puteai să-l arunci. Că avea chimicale în ele și tot felul de arome chimice. Bun, mi-a rămas aici această problema mea și nu-mi trece această problemă. Bun, hai departe. Avem telefon? Dă-i drumul. Da? Bine că ai... Alo? Ce dorește? Stați că nu s-au hotărât să ceartă acum un telefon. Deci... Ați avut discuții aprinse? Alo? Alo? Bună seara. Bună seara. Vă felicitări, domnul Pop, pentru emisiune. Cum vă numiți, domnișoară? Nu vă supărați. Maria din Iași. Doamna Maria, v-aș jigni cumva cei de regie, că a stat prea mult de vorbă acum. Nu.
Sincer. Uite să mă deranjeze. M-ați avut cam mult de povestit. Vă ascultăm. Domnul Pop, am și eu o întrebare pentru invitații dumneavoastră. Chiar vă rog frumos. În general, la Iași este sărbătarea Sfânta Parascheva și atunci vin tot felul de pelerini. Nu știu, ingineri cu pietre, cum zic eu, cu cristale. Unde? Ah, vin la carabele cu asta, da. Da, vin cu cristale pe carabele. Da. Păi stai puțin acum la ce vin, înseamnă că e partea materială acolo, cum se cheamă asta, afacere, nu? Da, afacere. Da. Și atunci, sigur că ți-au ochii și simți o afinitate față. Și zgolea și buzunarele. Doamna Maria, am o întrebare la dumneavoastră, ori sunt eu cu piatra, ori... prea multă energie, ce nu mai înțeleg acum. Stați puțin, ce are cu viața Paraschiva, cu sărbătoare și cu piatra? Vin ambulanță de naștere. Și atunci oamenii cumpără. Eu mă refer într-un apartament de bloc. Da. În general, strică prea multe cristale în casă? De tot felul? Nu strică. Eu am într-un coșuleț, de exemplu, tot felul de cristale de pietre. Am pe calculator un cristal, un cuarț. Am pe bibliotecă, de exemplu, un pomișor. Foarte bine. Pomișorul ăla de Feng Shui, nu? Poftim? Pomișorul are mai multe pietricele colorate, ale cu Feng Shui, mi se pare. Da, bun. Și eu am, ăla este bun. Eu sunt un pește ca zodie și atunci mă simt atrasă de lucruri de genul acesta spirituale. Și, în general, ce vreau să spun, să spune că nu există boli, ci doar bolnavi. Depinde. Așa, depinde. E adevărat. Contează și unde te duci și cine îți dă diagnosticul. Eu am pățit și aș să spune că sunt un bolnav incurabil, dar în general când mă duc undeva și îmi dau câte o veste, vai, doamnă, mă aveți de trăit atâta. Sigur că te-a scos din circuit. Păi, dar cine poate să spună... Doamnă, stați puțin așa. Da. Cine persoana aia inconștientă? Vreau să știu și eu pe ala. Hai să vă spun ceva, hai să vă spun eu altceva. Să mă ierte bunul Dumnezeu. Deci la mine a venit un medic, oncolog. Da, știu. Colegii au spus că este în ultima fază. Colegii. Băi, îmi pare rău mai atât. A venit, era puțin că am speriat. M-am uitat, l-am tratat exact cu indiferență. Sigur că pot să vă ajut. Cum, domnule, că nu știu ce? Stați să vă explic. Da. Și am spus acelui domn, domnule, fii atent aici. Să simt că mă uit și 23-50. N-are nimic. Vă mai dau 2 minute. Și i-am spus acelui medic, domnule, nu te supăra. Uite când ți-am spus eu. Bun. Păi, domnule, uite, colegii mei au spus că mai am maxim 2 luni de zile. Zic, da, bun, și care e problema? Din păcate, eu văd mult mai puțin. Domnule, știți cum a început să schimbe la față omul ăla? Da, e adevărat, stați puțin. Zic, domnul meu, nu te supăra. Mă uită în ochii tăi, uite și tu în ochii mei. Spune și mie acum sincer, hai să vorbim deschis cu cărțile pe față. Cum te simți când ți-au spus colegii tăi și cum te-ai simțit când ai pus acel diagnostic unei persoane amărâte, vai de mama ei, iar între colegi, ce-am spus eu că am mai avut 2 săptămâni, ba ți-am zis că 2 luni, uite, bă, nu, i-a câștigat 2 săptămâni. N-am înțeles pentru ce este pariul ăsta. Ce vrea să ce reprezintă în medicină termenul de mai ai 2 luni, mai ai 2 săptămâni, 2 zile. Acum, regizor Mungiu, sau cum îl cheamă? La noi e o tehnică, de exemplu, americanească, în care spune că... Lasă, domnule, cu americanul, n-a treabă cu americanul, ăla e întreaba lui ăla, acum îți dă cancer, acum îți dă altceva. Vă spun, discută direct cu pacientul, dar oamenii nu sunt pregătiți, nu au același nivel, ați înțeles, ca să fie pregătiți să primească o veste și să lupte pentru ea. Domnule. Adică împreună bolnavul cu doctorul. Nici doctorul nu e la nivelul acela, nici pacientul nu e la nivelul acela. Și atunci îți pune în față omul, știți cum, dacă nu este destul de bine echilibrat mental, atunci, într-adevăr, s-ar putea să... Ați urmărit emisiunea la început? Poftim, da. Emisiunea, da? Da. Eu nu spun de medici, de persoana aceea care a fost cu acel aparat de... cum se cheamă ăla, că am uitat? Biorezonanță, știu. Așa. Deci persoana aia care a dat un verdict acele persoane, doamnă, fii atent că ai și aia, și aia, și aia, și aia. Eu nu m-am dus. Ne fii medic. Deci ne fii medic.
Ce părere aveți? Să vă spun așa, în general lucrez calculatorul și îți dă o soluție, de exemplu, spune, vai, calculatorul a greșit, n-a greșit calculatorul, ci a greșit operatorul. Corect. Care a introdus datele. Deci, același verdict este la toată lumea, nu? Deci aceeași soluție, da? Da, eu în general n-am fost la biorezonanță, deși se spune că este medicina viitorului, și am să vă spun de ce. Sunt de acord, că încă omul nu a ajuns la acel nivel încât să înțeleagă. Ați înțeles? Și dacă îi spui omului că uite ai să fie, că omul, știți, haide să luăm omul de la noi din țară. Nu toată lumea e pregătită pentru așa ceva. Păi de-aia am venit noi la aceste emisiuni să le arătăm. Pentru că aparatul de biorezonanță să văd bolile înainte de a se manifesta pe trupul fizic. Și atunci, sigur că, dacă spune... Le mai bag și eu la mansardă, le mai dezvolt și eu puțin și exact așa cum a scris, cum a picat. A creat boala. A creat boala. Eu, în general, mi s-a dat așa mai puțin de trăit, dar eu am suficient de atunci. Doamne, dacă mai aveți așa puțin de trăit, nu erați acum în emisiune. Vedeți-vă de treabă. Auziți, ea spune în felul următor, doamna Maria, în felul următor, doamne, dă-mi, doamne, putere, așa, îți mulțumesc, doamne, că sunt sănătos, îți mulțumesc pentru tot ceea ce mi-ai dat, doamne. După voia ta, doamne, eu chiar acum pot să mă duc mâine, deci am o plombă aici, care este cu din aia veche, după timpul când eram în clasa a șasea, cum se punea cu metalică, cu mercur. Mâine mă duc la stomatologie, nu știu că am probleme cu tensiunea. Spune doamna doctor, aveți probleme? Nu, domnule, eu din comoditate, din lene, nu mă duc să-mi fac analizele, bag acolo anestezie, pac, viral trece pe partea aia. Și n-a mai spus nimeni că mai are 2 luni, 3 luni sau 4 luni sau 5 săptămâni. Deci în orice moment, când vrea bunul Dumnezeu. Mai lucrez. Deci așa cu toate bolile astea care îmi spun că nu știu. Nu mai puneți la suflet ce spune unul sau altul, că mai ai atât sau mai ai atât. Nu vă faceți nicio problemă, că nu le pun. Doamna, vreți să vă răspund la întrebarea care a spus-o? Poftim? Vreți să vă răspund la întrebarea care a spus-o? Da, chiar. Deci, cristalele pe care, că așa ne lungim și trece timpul. Da, atât. Deci, la început, săptămâna trecută, am dat metode de purificare a cristalelor. Deci, am înțeles. Purificați-vă cristalele care le aveți și cu asta vă veți armoniza cu ele. Deci, așa e. Bun. Și apropo de ceea ce discutăm noi acum, deci... Trebuie să învățăm mereu cum să trăim. De unde învățăm? De la toate. Învață de la apă să ai statornic drum. Învață de la flăcări că toate sunt numai scrum. Învață de la umbră să treci și să veghezi. Învață de la stâncă cum neclintit să crezi. Învață de la soare cum trebuie să apui. Învață de la pietre cât trebuie să spui. Învață de la vântul ce adie pe poteci cum trebuie prin lume de liniștit să treci. Învață de la toate, căci toate sunt surori, cum treci frumos prin viață, cum poți frumos să mori. Învață de la vierme, că nimeni nu-i uitat. Învață de la nufăr, să fii mereu curat. Învață de la flăcări ce avem de ars în noi, învață de la ape să nu dai înapoi. Învață de la umbră, să fii smerit ca ea. Învață de la stâncă, să înduri furtuna grea. Învață de la soare, ca vremea să-ți cunoști. Învață de la stele, că în cer sunt multe oști. Învață de la greier, când singur ești, să cânți. Învață de la lună, să nu te înspăimânți. Învață de la vulturi, când umerii ți-s grei, și du-te la furnică și vezi povara ei. Învață de la floare, să fii gingaș ca ea. Învață de la miel, să ai blândețea sa. Învață de la păsări, să fii mereu în zbor. Învață de la toate, că totu-i trecător. Ia seama, fiul al jertfei, prin lumea în care treci, să înveți din tot ce piere, cum să trăiești în veci. Aici e frumos. Învățat, da? Avem o grămadă de învățat. Lui Dumnezeu, așa este. Da. Același creator ne-a creat pe toți. Deci, într-o armonie perfectă. V-am spus sticla cu apă lângă ecran? Da. Și cristalul. Deci cei care au pus cristale, mâncare, alimente și apă, deci au fost energizate, iar cristalele pe care le-a spus, eu v-am făcut un cadou, ele vor radia. Chiar o să văd. Vor chiar radia, să văd că am nevoie. Chiar vă rog să vor radia permanent energie. Da. Și cu argintul în apă e adevărat, da? Purifică. Da, este dezinfectat, antibacterian. Da, mulțumesc tare mult. Până seara și numai emisiuni plăcute. O seară. Mulțumim, seara. Deci, stimați telespectatori, din păcate
timpul acordat acestei emisiuni a expirat, nici nu știu când. Noi vă urăm multă sănătate, fericire, bucurii, uitați de griji, uitați de probleme, uitați de necazuri, uitați de boli, uitați de suferințe, uitați de tot, fiți veseli, fiți tineri, fiți dumneavoastră înșivă, fiți copii veșnici, puri și fără probleme, da? Deci, mă repet încă o dată, de astăzi începând, sunt la Brașov, luni, marți, miercuri. Invitații, bine, vine la noi la Brașov. Ce să-ți povestesc, ești aici, deci mie, hai să vedem ce mai e pe acolo. Cât timp ești, la revedere la invitați. De la noi vă dorim o seară plăcută, săptămâna plină de realizări. Invitații mei, să știți că sunt zgârciți, mi-a dat o pietricică de mesa, mi-a dat ceva natural, nu vreau să văd diamantul. Ba, nu, diamantul. Nu mai invit în emisiune, deci vă spun la revedere, să auzim numai de bine. La revedere. Doamne ajută.